Noi în cazul tău am făcut o excepție extraordinară. Până acum niciun politician n-a participat la acest podcast, chiar dacă el se numește podcast politic. Păhătniuc are foarte multe partide care investește până în ziua de azi în trânsul. Doamna Maia Sandu, acolo direct așa face tot. Dar de ce până acum nimic nu se întâmplă cu dosarul uzurparea puterii în stat? Ce bani o să facă? Să facă coaliții în parlamentul următor cu PAS-ul. Părerea mea e eșec până în ziua de astăzi ambasadori străini altor țări conduc Republica Moldova. De fapt, statul a fost recapturat a doua oară. Dar nu e problema ambasadorilor. Problema că politicienii noștri se vând. Trei sute de locuitori. Trebuie să vină unul șolcăvă acolo pe loc. Pentru ce? Deodată i-am scos, a început să scoate tot terenurile care le-au furat. Scoase gardurile care le-au îngrădit ilegal terenul. Până mâine să spise rubli. Tot ce poate combinați? Cum face plahiș, fix așa mâine face spânul, Maia Sandu, toată brigada asta. Toți pensionerii în ziua de astăzi, după inflație, tot care au pensii mai mici de 8.200 de lei, sunt calcul dreptul constituțional. În ultimii 2 ani, 3 ani, cel mai mult știi cine a câștigat în Republica Moldova? Dar nimeni nu poate fi comparat cu ei. Știi cine? Care domeniu? Băncile comerciale. Aici măcar cât de cât știi ce înseamnă Căneghine, știi ce înseamnă pușcărie, știi ce înseamnă primărie, știi ce înseamnă... Vă pierd pe de știu. Și la mine acasă, înțeleg? Andrei, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație. Pentru cei care nu te cunosc, cu toate că eu sunt convinsă că majoritatea celor care ne urmăresc te cunosc, voi spune. Andrei Donică, liderul mișcării Speranța Nadejda, fost primar Condrița și, cum îți spune lumea, mujicul cu laptele. Da. Cel care a turnat lapte pe domnul Armașu, pe atunci ministrul al finanțelor. Despre toate acestea discutăm pe parcursul podcastului. Eu propun din start să trecem la pertu, pentru că ne cunoaștem foarte bine, ca să nu fie o discuție artificială. Okay. Hai să începem cu subiectul cel mai recent. De fapt, asta și a fost motivul de ce am decis să te invit să discutăm. Nu că n-aș avea alte subiecte, dar oricum. Săptămâna trecută a participat la consultări publice ale doamnei președinte cu reprezentanții partidelor politice pro-europene. Tu ai fost printre cei invitați. Uh-huh. Ai fost primul care a ieșit de la consultări, ai avut un speech destul de critic la adresa celor întâmplate, dar totuși, noi tot ce am aflat despre acele consultări este doar un scurt comunicat al președinției, două poze oficiale postate de către președinție și câteva declarații făcute de către președinții partidelor care au ieșit de la consultări. Nimic mai mult. Tu poți să ne deschizi paranteză. Totuși, este vorba despre consultări, despre un eveniment față de care noi am putea avea întrebări, urmează multe discuții despre referendum. De ce, pentru ce și așa mai departe. Povestește un pic mai mult. Cum ai fost invitat? Ce s-a întâmplat și de ce ai plecat? De ce am plecat? Hai să începem de la ultima. Da, într-adevăr, că foarte mulți acum tot spun că de ce să pleci atâta timp, cel puțin atâta timp cât știi că președintele țării nu are dreptul nici să inițieze un referendum acesta constituțional. Constituțional, da. E adevărat. Președintele nu poate. Păi vreau să spun, Natalia, că tăman că nu este adevărat. Președintele are dreptul. Conform legii, supremii, Constituția Republicii Moldova. Nu cel constituțional. Nu, chiar să inițieze discuții pe referendum, referitor la referendum. Adică a se citește articolul 88, încă 88, da? Permite că alte atribuții a președintelui Țării Republicii Moldova. Punctul, de exemplu, F, poate cere poporului să-și exprime prin referendum voința asupra problemelor de interes național. Poate cere poporului să-și exprime, da? Voința asupra. Asta așa, voilà. Ce legat dăm constituțional, neconstituțional sau alte trebuie. Clar că nu ea să inițieze oficial, că n-are drept. Totuși, ori parlamentul trebuie să inițieze, ori 200.000 de cetățeni, dar mai depinde și care să iei drumul. Dar eu am fost, în primul rând, acolo de atât că am fost invitat prima dată cu Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Am avut o întrevedere. Prima dată m-a invitat. Cu toate că a fost neașteptat pentru tine? A fost neașteptat, deci, în primul rând, de atât că 4 ani de zile de mandat la Condrița, de primar. Dar credeți-mă că
Și înțelegeți foarte bine că acolo președinții toți Republicii Moldova locuiesc, cum a lucrat Igor Dodon, de exemplu, da? Și a fost o relație instituțională, el a avut respect față de primărie, unde el locuie, primărie Conță, eu am avut respect față de instituția prezidențială, da? Și au fost și diferite întâlniri, discuții, și ca lideri, ca președinți de formațiuni politice, și ca... Adică era oarecare stimă. Doamna Maia Sandu, cât a fost președinte și eu primar de Conversa, niciodată nu m-a invitat nici la un fel de tot așa întrevedere, întâlniri, consultări și așa mai departe. Invitau alte partide care chiar au luat mai puține voturi din decât formația. Alții îți vor spune acum, ei, vrei să întâlnească cu fiecare nu. Dintre 900 de primari din țară? Nu, eu vreau spun că nu primar, ca președinte de formațiune politică. Adică, ca lider unei formațiuni politice, n-am fost invitat niciodată. Cu toate că formațiunea care a luat 0,19% ce s-a întâlnit. Dar au luat și mai puțin, de exemplu, Gligor, da? Gligor a luat mai puțin voturi ca mine. La alegeri parlamentare în trecut. Și? Deci pe zi-mi s-a invitat, dar mine încă și primar de Conversa, de exemplu. Poate de Gligor îi place mai mult decât de Donică. Acum prima dată m-a invitat. Și eu am considerat, dacă m-a invitat prima dată, bine mă duc, cam înțelegem despre ce merge vorba, dar era și chiar și interesant. Și nu numai cine a să fie, cine a să fie clar că fotografiile pe urmă le postează, dar cine și cum a să comporte la discuție și cu cum? Președinte. Apropo, cum? Cum? Apropo? Pentru că, scuze eu înainte ca să răspunzi, ți voi spune, pentru noi în redacția noastră Morar News a fost așa o, știi, pe noi ne-a surprins acel comunicat și acele poze, pentru că cred că vreo jumătate din cei prezenți acolo erau printre lideri care mai nu în fiecare zi pe Facebook se dădeau mari și tari, că oi, pas, au uzurpat puterea, încalcă drepturile, stat de drept, nu știu ce. Deci se dau chiar lideri ai opoziției. Când acolo stăpâna a chemat la picior, toți s-au dus. Nu prea i-am văzut, nici măcar, eu nu știu cum s-au comportat după ușile închise, dar când au ieșit la ieșire, toți se dădeau importanță și parcă le s-a ridicat un pic că domnul președinte i-a invitat la consultări. Spune în cum primul a fost, rând, cum a fost Natalia, stăpâna nu a invitat. Cel puțin și legat de mine. Și asta a demonstrat că eu am stat nici jumătate de adunare. Am văzut că acolo tătăi. Am ridicat tonurile, am avut o discuție cu tonuri ridicate, cu Maia Sandu. Restul tot așa vorbea unisorn, așa frumușel, calm. Poate pentru dânsă, poate e stăpână. Pentru mine nu e stăpână deloc. Mai mult că atât e singurul stăpână, nu este. Bine, cum a decurs discuția? Discuția? Eu, știți, dacă a spus referitor la ce, că mulți dau... Și am mai aprig luptător cu Maia Sandu, părerea mea, asta este o combinație tot, că stați foarte reușită lui Plăhătniuc și Iralov. Asta e Ivan Vasilievich Ciban, primarul general. Asta e una din cel mai important. Eu mă nebăiestești de ce, dar... tu consideri că el este combinația lui Plăhătniuc și Iralov, asta mai târziu. Acum vreau să spun că el așa de mare aprig, așa tare, tare el luptă cu pasul, mai pe scurtăt se organizează frumos ca să mai crească leacă în sondaje și se organizează lupta asta cu pasul la Consiliul Municipal, între dâns și se luptă, cu toate că împreună, 2 ani de zile în urmă, un an jumate în urmă, împreună o tăiet pentru compensarea cheltuielilor pentru căldură, pentru toți cei care se încălzesc pe lemne și cărbune în municipiul Chișinău, eu tăiat împreună. Și tăși eu, amândoi. Și pasul, și manul, și tăți tăși eu. A mă, e tipa luptă, că sunt moși prezidențiale, moși parlamentare, luptă. Credeți-vă, cum am văzut cum vorbea Ivan Vasilievich Ciban acolo, pentru mine multe lucruri au fost clare. Dar cum vorbea? Cum vorbea? Cu mare speranță. Cu mare speranță că am văzut în ochii lui că se vede prim-ministru în viitoarea coaliție în Parlament pe care o va face cu Maia Sandu. Eu sunt sigur și pot spun pariu că Ciban a să facă, coaliție în Parlamentul următor cu PASU. Dar nu va fi asta, scuză-mă, după tot și el se vede deja prim-ministru. Uite, după tot ce noi vedem în spațiul public, dar tu spui că asta este un teatru care este jucat de către ambii, și PAS și MAN. Dar noi stăm atât dintr-o parte și privim zilnic la televizor sau pe online tot ce iese. Din ceea ce se întâmplă, concluzia care, prima care se trage, asta este că asta va fi moarte politică pentru Ciban, că el imediat după alegeri va face coaliție cu PAS. Cum așa? Aici în luptă rând, cu ei, de pe urmă face coaliție. Da, eu înțeleg. Dar să nu uităm pentru ce a fost creat și născut partidul MAN în frunte cu Ivan Ciban. Și de cine a fost creat? Chiar și, tu insiști că a fost... În 2012 Plăhătniuc, tamanul lui Ciban, îi ține chept în Parlament, așa?
când acolo s-au întins ei, cu Munteanu, cu cine, 2012. Tu te referi la cea da, atunci, din Prodi? Da, pentru cine s-au Plăhătniuc, lișnă Plăhătniuc, au venit frumușel la Munteanu și s-au prăchet. Țineți minte? Da, când atunci s-a prăchet de Igor Dodon și când spuneau că Igor Dodon vrea să scoale, dar s-a zis de pe scaun, dar Plăhătniuc a spus că nu vă băgați. Nu. Țineți minte? Da, da, a fost. Atunci Plăhătniuc era la decis să fie el infiltrat în partidul PSRM. Adică, aici, Ciban, primar general. Dar acum a fost creat, ca o, luând în considerație că are așa un resurs administrativ puternic, cum este primăria municipiul Chișinău, are o leacă de sondaje până în ziua de astăzi, adică are el, are procente, se vede clar că e posibil că Manu să intre în Parlament, se vede clar că el are șansă. Și și normal că este un alt proiect tot așa al lui Plăhătniuc. Plăhătniuc are foarte multe partide care investește până în ziua de azi în trânsele. Tăi, nu mai vorbim de fost PDM, care e mai PSD, oricum se numește PSD, da? Nimișchip tăscate, da? Asta e Ana. Norocul tău că asta e YouTube, aici da, se poate. Da, da. Aici practic totul se și poate. Au ajuns și la Ivan Vasilievici Ciban. Adică el tot este foarte, foarte, acum, practic, susținut și pe mari bani murdari, inclusiv ca să, pentru ca să ajungă în Parlament și să facă coaliție cu Maia Sandu. Bine, așa că dacă tu mă întrebi pe mine, mă întrebi pe mine cum asmoară... Dar Ciban acum îți va spune, oi, de ăștia care vin și îmblă și povestesc zvonuri, vorbim pe zvonuri, jumate. Zvonuri, chestii. Hai vorbim pe stiuma jumate. Și să vezi că eu am avut dreptate. Și zvonuri. Concret îți spun eu ca primar de Condreța, acolo, credem, o dată în săptămână îmblam pe la primărie cu diferite întrebări. Și în tot ce mă întâlnim cu primarul general. Și eu am văzut cine vine în anticamera la primarul general. Cine vine? Practic toți îți de la Plăhătniu. Practic toți. Viceprimari, întreprinde, șef de întreprinde municipale. Tu ești de la Plăhir. Despre ce noi vorbim? Iralov acolo curează foarte cu Plăhătniu. Iralov nici măcar în țară nu este. Dar unde este Iralov? Nu cumva în America. Cetățean al Statelor Unite ale Americii. Mm. Și Plăhătniuc nu cumva tot în America a ajuns? Tipul a discut fugit. Deja e în Turcia, parcă. Da, deja, după și americanii au înțeles că cam îi face alea. Că... Bine, hai, da. Asta e un pic din domeniul trecutul. Neapărat vreau să vorbim și despre ei. Deci tu ești convins că Vania Ciban este proiectul lui Plăhătniuc. 100%. Ești gata chiar și în judecată să răspunzi pentru asta? Și cum vei dovedi? Eu? Lasă-mă de în judecată. Dacă vrei să mă judecă. Nu-mi judecă. Eu cu laptele mai judec 8 ani. Nu mai judecă cu un 18. Și problemă. Și problemă. Dar peste un an jumătate, dar mai și băclar tot pe față. Credem, eu știu discuțiile din Ivan Vasilievici Ciban și alți oameni care lăsă. Eu lișnă de la dâns am auzit că ei se văd că Vania și pe prim-ministru. Deci Vania prim-ministru... Eu nu vreau să spun concret omul, da? Amuia. Care concret, lângă Ivan Vasilievici, dar mă, se vede că Vania prim-ministru. Și Vania știe că el vrea tare că... Plăhătniuc îi place funcția de prim-ministru de mult timp. E că el o mega stopeșcă pe care să-l pui iară un simplu prim-ministru. Și asta mai n-a să aibă încotro. Dacă deci să aibă tu, nevoie. Deci tu vrei acum să spui că, de exemplu, Vania Ciban, care se bucură de popularitate în rândul cetățenilor, hai să recunoaștem, a câștigat alegerile din Chișinău, din primul tur. El este un fel de Marian Lupu 2? Posibil. Pentru Plăhătniuc care... Dacă Plăhătniuc e numărul 2, 3, 4, 5, posibil are și el un număr. Dar e 100% are numărul lui, al Plăhătniuc, și ieșe de acolo așa, polăcicam. Când îi trebuie, scoate. Pentru că vezi cum e, de exemplu, cei care îl susțin pe Ciban ar putea, conspirologii, așa, vom da un pic conspirologie, ar putea spune că, de fapt, Donică, în campania asta, cu toate zvonurile astea despre Vania Ciban, Plăhătniuc era și așa mai departe, lupta împotriva primarului și atât scopul lui a fost de a mai fura acolo 1-2-3% de la el, așa încât el să nu câștige din primul tur, ca să-i ajute pe cei din PAS. Nu, eu, în primul rând, am luptat cu Vania în campanie electorală, numai de atât că el, pentru mine, este un pustoslov. Atât. Eu am fost primar și el a fost primar. Și este, da? Eu am avut direct cu lucrare numai cu el. Eu în Consiliul Local am avut vreo 6 partide politici care tot erau împotriva mea. Și eu am găsit lăzeici legale cum să fac în satul Condreța diferite momente, proiecte, care fără ca să întreb consilierii mei locali. Până la urmă, eu am înțeles că el este un pustoslov.
El promite multe, dar practic nu face nimic. Dar, scuze, eu nu m-am luptat cu dânsul. Regula mea este atunci când omul lipsește, eu încerc să fiu avocatul diavolului. Mm. Nu vreau să spun că Ivan Ciban e diavol, dar asta e regula mea. El acum lipsește aici, de ce eu mă voi pune în locul lui? Ion Ciban ar putea să-ți spun acum, eu spus tot slov, dar eu am câștigat al doilea mandat. Dar tu, la Condriță, paralitel ca fanieră în Parijă. Nu e problemă, asta e deja legat de politic. Cum tu te învârți, ai rubli și așa mai departe, cu toate că Condriță e un sat foarte mic, noi vorbim de Chișinău acum, da? E și normal că să câștigi cu toate rubli care au pompat antrenorul, și normal că el a mai mult ca atât el și-a făcut ceva prin oraș, se vede, da? Într-adevăr, se vede momente de astea așa frumușele, bombonele și așa mai departe, s-au văzut. Dar vreau să spun că pustoslov am avut în vedere personal. Eu că Ivan Vasilis Ciban mă cunosc normal și țin minte încă de pe timpuri când am învățat împreună în liceu real. Cu dânsă, numai că eram în clas diferit. Apoi vreau să spun că a rămas pentru ca om, prost, ca om, pustoslov, un om care promite și nu faci. Și eu când am văzut așa, dar eu nu iubesc așa. Eu am început să bate în trânsul ca în hoț și de care. Și sigur, bine m-a interesat ca să chișe la dânsul urechi, ca să rădișe, ca să-mi propui el nici, hai poate cumva împreună, hai poate și candidatul meu de la MAN la Condriță, sau cumva că să-i dau mișcarea sau spre ei mișcare ca să fie liderul mișcării, adică când trebuie să facă partidul, țineți minte? Încă nu era partidul făcut, deși până la urmă s-a decis să facă partid politic, mișcarea, cum se numește, Alternativa Națională. Național. Dar am avut discuții inclusiv și ei și mișcarea mea. Să prieie și bi liderul. Eu când am văzut că acolo s-a lui Ralu și-a plăhătiv cu Arvania, de sfidos. Dar cine sunt oamenii lui Ralu și plăhătniuc la MAN? La MAN? Da. Dar pe mulți sunt viceprimari, mulți. Văd viceprimari, mulți șef de întreprinderi municipale. Care sunt primării astăzi. Dar ei ar putea să spună de ce, să fim capați care pune peste tot oameni în competență. Da, au fost cu Plăhotniuc, dar Plăhotniuc nu mai este, dar măcar sunt competenți. Corect, asta ar fi argumentul. Corect, dar vreți că eu îți spun direct că într-adevăr sunt oamenii lui Plăhotniuc, în primul rând. Nu al lui Ivan Vasilievici Ciban. Dar tu special îi spui de fiecare dată Ivan Vasilievici, dar nu Ion Ciban? Da, el Ivan Vasilievici, ori Vania, pentru mine. Ion Ciban. Lăsăm. Poate și așa, poate și așa. Totuși, el nu este subiectul principal al discuției noastre. Revenim la consultări cu doamna președinte. Deci, cum s-a comportat toată lumea acolo? Cum tu ei simțit? Deci, în genere, din punct de vedere psihologic, acolo au fost oameni care au avut curajul să riposteze ceva, care au avut curajul să vorbească despre scheme, care au avut curajul să vorbească despre multe promisiuni de șarte nerealizate, chiar minciuni spuse pe față, minciuni elementare, inclusiv despre clădirea președinției care era promisă la bibliotecă, la universitate, eu nu mă țin minte, măcar cineva să întrebe. Da? De ce noi stăm aici? Da. Deci, măcar cineva, tu ai simțit, a avut acolo curajul să spună ceva, să meargă împotriva liniei partidului? Știi, Natalia, eu din temă așteptat să văd vorbească mai mulți președinți de partide. Primul eu, așa cam pe la aproape, la jumate de discuție, am intervenit și eu. Eu îmi văz că toți așa vorbesc, așa, foarte calm, liniștit și niciun fel de, cum s-ar spune, luptă politică sau dârzeni, de asta zic, dar ce faci așa? Dar ce cu schema asta? Nimic. Chiar neinteresant era așa să fac primar general și cum îți vorbesc. Eu când l-am văzut pe Vania cum vorbește față de Maia Sandu, mai mă înflărâs. Deci la televizor noi știm toți că el doar luptă, pas și amărâg, ce o galbenă, wow, wow, wow. Nu mă scostrează pe lui și cărăcați să verde, înțelegi? Când am auzit cum vorbește cu președintele țării, doamne președinte, n-am avut niciodată posibilitatea, dar vreau să vă spun că nu este deloc europenește, că așa o presiune se face pe primărie. Cred că, cum spun, ne-or la el. Deci la televizor îi zbat, dar în samă de așa știu, știi, că așa vanică așa. Eu am ridicat tonurile. Mai mult n-am auzit pe nimeni să discute de scheme de asta, mai mult că tot ce ai spus? Eu i-am spus, e tare s-a nervat pe mine, de atât eu pe urmă și am văzut că asta, eu m-am sculat și zic că nu mai am și stat la masă asta, m-am dus, mă ridic. Dar ce ai spus? Eu am spus, în primul rând, zic că doamna președinte, să vă fie rușine că vreți prin combinație să câștigați asta, referendumul ăsta. Voi știți că dacă n-ați să-l faceți... De fapt, părerea mea că combinația constă în faptul nu că vrea să câștige referendum, dar prin referendum vrea să câștige al doilea mandat. Da, asta e părerea ta, Natalia, dar părerea mea e și că până în ziua de astăzi ambasadori străini altor țări conduc Republica Moldova. Și cum s-au bătut joc de Constituția anul trecut de limba, pe
care vorbim noi și-a schimbat Constituția ilegal. Fix așa, acum în 2024 vor schimbi Constituția ilegal. Că și scris că Republica Moldova iriversibil merge spre Uniunea Europeană. E că e părerea mea asta, în primul rând. Dar în același timp este și o temă că poate să o ajute și pe Maia Sandu. Nu vezi cum? Apropo, sociologii, în părere cărora am încredere, spun că asta ar putea să-i dea vreo 5-6% în plus. Plus! Asta în plus. Unu. Doi, totuși trebuie să fim corecți până la capăt. Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Majax, a spus că, de fapt, noi vom trebui să mai organizăm un referendum după ce vor fi finalizate negocierile. Aici eu am un lucru aparte de spus, dar un pic mai încolo, în genere despre faptul că organizarea referendumului acum, la ora actuală, pe noi ne lipsește de orice poziție puternică în cadrul negocierilor. Pentru că, asta se știe, negocierile peste tot au durat ani și au fost destul de complicate în cazul fiecărui stat aparte. Noi când vom începe negocieri, cu ce am putea să ne trezim? Acum dacă ne uităm în Europa, ce se întâmplă? În Polonia, grâul ucrainean este pur și simplu aruncat de lungul drumurilor. În Franța, francezii toarnă vinurile spaniole pentru că asta încalcă interesele lor naționale. În timpul negocierilor cu Republica Moldova, noi am putea să ne trezim că francezii vor cere de la noi stăiem. Eu nu zic că asta se va întâmpla, dar s-ar putea ca în timpul negocierilor ăștia să ceară de la noi să avem, nu știu, cotă, cât noi putem să creștem poamă pentru că ei au interesele lor. Polonezii ne vor spune că noi trebuie să stăiem nu știu câți copaci de miere pentru că ei au mere și așa fiecare stat. Dar noi nu vom putea reproșa absolut nimic și nu vom putea veni cu nicio contracondiție pentru că noi deja am băgat în Constituția noastră că noi suntem euro-integrăm și atunci tu nici n-ai acest coz când spui că stați băieți, noi aici nu vrem, noi vrem cota noastră să fie mai mare, aici noi nu renunțăm pentru că noi vrem să avem interesul nostru protejat, dar dacă nu, să ne scuzați, atunci ne gândim, ne eurointegrăm sau nu. Așa se face în timpul negocierilor. Chiar dacă tu știi că, până la urmă, tu vei ajunge să intri în UE, interesul tău, dacă tu reprezinți interesele statului tău, cetățenilor tăi, e de a câștiga cât mai mult pentru ei. În cazul dat, noi nu vom putea câștiga. Corect. Pentru că noi deja am băgat asta. Gata! N-am nici încrit. Asta e depresos acum, e prea devreme de schimbarea Constituției. Prea devreme, mai ales că dacă a spus ambasadorul. Da? Pentru că asta e normal. După ce se finalizează negocierile, doar atunci tu treci asta prin referendum. Dar în același timp vreau să fiu sincer, Natalia, nu numai asta. Asta nu tare a enervat-o pe președinte. Ce am spus eu? Că asta majoritatea spuneau că trebuie de făcut referendum aparte, nu trebuie împreună cu prezidențiale. Prin s-a enervat-o, eu îmi văd ochii, dar eu prima dată am avut discuții cu dumneavoastră, eu îmi văd cât de tare s-a enervat. Când i-am spus că știți, sunt lucruri mai importante în țară care moldovenii le așteaptă, nu că schimbăm mai Constituția. Oamenii așteaptă unii miliarde și le-ați furat, că ați promis de miliarde. Dar cel mai important, am spus că oamenii așteaptă, așa și ați citit și ați votat în Parlament în declarație a Parlamentului 8 iunie 2019, că există și este, a fost înfăptuit o uzurpare a puterii de stat. Doamna Maia Sandu, acolo direct așa face tot. Dar de ce până acum nimic nu se întâmplă cu dosarul uzurparea puterii în stat? Dar nu cumva de atâta că Plăhiș are probe directe că dumneavoastră ați participat la uzurparea de stat cu stăpânii dumneavoastră, cu ambasadorii voștri, pe care puteți o filmat cum îi puneau presiune pe dâns că el se plece și negocia unii se plece și ajuns în America. E atunci, Anataș, scoți-mi, eu am văzut fața ei, e pur și simplu rămas uimit de ce i-am spus ei. I-am spus concret. Că voi ați făcut show cu uzurparea puterii în stat, dar până mai nică nu se aude cu dosarul este. Dar de ce nu se aude nică? Iată că Plahotniuc în ziua așa când a votat ei, pe 8 iunie, Plahotniuc a doua ziua ieșit, a făcut un briefing, și a spus că eu am dovedit și probabil că taman ei a uzurpat puterea de stat. Cu ambasadori au pus presiuni pe mine și pe toată echipa mea. Este video unde Plahotniuc asta spune singur. Da, eu țin minte. Atunci a urmat o săptămână extrem de complicată. Peste o săptămână el a fugit din țară. Știi cum? Da. Din păcate, istoria cunoaște că победители не судят. А кто победитель? Cine-i победитель? Acum nu, contează un singur lucru, că oricum noi am pierdut. Bineînțeles că trebuia de scăpat de Plahotniuc, numai că atunci când noi scăpam de Plahotniuc, noi toți speram că vom ajunge să fim un stat cu adevărat eliberat, decapturat,
schimbări, alegeri anticipate imediat și multe, multe, multe alte chestii. Nimic din asta nu s-a întâmplat. Unii chiar, printre care, apropo, sunt și eu, vorbesc și la ziua de astăzi că, de fapt, statul a fost recapturat a doua oară. Da, asta e făcut acum cu mănușelile albe. Bineînțeles, ei vorbesc mult mai frumos la televizor, cu toate că unii vorbesc chiar mai prost decât Aldicandu și restul. Că cei tot vorbeau foarte frumos, tot vorbeau europenește. La fel luptau cu oamenii Kremlinului, la fel prindeau spioni și așa mai departe și expulzau pe lucrătorii ambasadei Rusiei și așa mai departe. Dar noi atunci eram convinși toți. Este controlată justiția, este controlat tot statul, Plahotniuc din GBC stă și ia deciziile. Acum parcă e mai, nu știu, mai, știi cum, abiortca e mai frumușică. E mai, cum știi cum, da, șriftul da. E mai așa, mai, mai simpaticuț. E frumos, e frumos. Da, dar e frumos. Până la urmă, totuși, dosar penal există. Dosar penal există. Eu, apropo, nimic Prikol, nu știu. Cel mai mare vreau să nimic spun nu știu că despre acest dosar. Nimeni nu știe nică despre dosarul ăsta. Și nimeni nu vorbește despre asta. Dar asta e cel mai conform Constituției gravă crimă care există. Uzurparea puterii în stat. Și vreau să aduc aminte că în iunie sau în iulie procurorul general Popa a dat a refuzat intentarea dosarului penal prin mai multe motive. Și peste o lună, în august, deja Robu, nou procuror general interimar, Robu a pornit dosar penal procuratură privind faptul că de pe data de 7 iunie până pe data de 14 iunie 2019 organizarea, așa o scris, organizarea criminală condusă de Plahotniuc a uzurpat puterea făcând dualitate de putere în termenul ăsta. În timpul ăsta de 7 până 14 și se aude nimic. Dar asta înseamnă că trebuie să fie alții la putere. Cum multe lucruri nu s-aude nimic? Dar dosarul este uzurparea puterii în cel mai grav. De atât în Constituție nu mai scrie despre alte crime, nici despre genocid în Constituție nu scrie. Cu toate că genocidul poate să dă articolul 135 codul penal, detenție pe viață. Nici din genocid nu scrie nimic în Constituție, dar în Constituție scrie că uzurparea puterii de stat e cea mai gravă crimă. Tu cum îți răspunzi la întrebarea? Cum noi să nu facem nimic? Tu cum îți răspunzi la întrebarea de ce până acum acest dosar nu este dus până la capăt? Cum? Clar pentru mine. Ei au fost implicați în uzurparea puterii de stat la timpul cuvenit ambele și Plahotniuc, dar și stăpânilul Maiazan. Nu vezi cum stăpânii. Ambasadori. Eu înțeleg. Hai să ne dușim aminte. De ce s-a dus Plahotniuc? De ce s-a dus Plahotniuc? Pentru că cu... Revoluția ambasadorilor. Atât. Pentru că cu 15 minute înainte că el se plece, din sediul lui a ieșit ambasadorul Hogan. Și s-a înțeles. Hogan a dat garanții că... Gheorghe. Noi nu știm. Asta dăm voie să trăiești normal. Hai vină la noi în Miami. Asta e și problema. Cum noi nu știm? El a ajuns în Miami, în America. Da, dar noi nu știm ce s-a discutat. Nu, dar dacă el a ajuns în Miami, înseamnă că... Așa? Asta s-a înțeles? Și credem că el a ajuns nu cu mâinile, cu buzunarele goale. În avion era plin cu dolaraj. Că el nu, înainte de a pleca, au vândut toate acțiunile. Victoria Bank, chestii, au vândut. Și au luat numai dolari. Și au zburat în Miami. Cine a zburat? Numai cu Iralov. Nici stăpânii lui nu, nici familia lui nu a zburat cu dânsul. Andrei, dar tu, apropo, cum te simți ată ca om? Care, eu îmi amintesc și în 2016, tu îmi pare că în 2016 ai turnat laptele peste lui Armașu, el pe atunci era ministru al finanțelor, asta după ce ei au luat decizia să pună, au votat lege care punea datorie pentru miliardul furat pe umerii cetățenilor. Deci noi în Armașu timp, a propus. Da, noi în timp de 25 de ani va trebui să plătim vreo 25 de miliarde, adică cu tot cu procentele, cu inflația și așa mai departe. Și asta a fost pus pe umerii cetățenilor. Eu țin minte atunci, eu cred că în toate redacțiile, cât de cât liberă din Chișinău, care erau mult mai multe decât acum, te-a aplaudat toată lumea. Cei din redacție, eu țin minte ce s-a întâmplat la noi pe atunci în TV7. Noi pur și simplu spunem, băi, dar omul ăsta are coaie, dar el chiar are coaie. Nu pur și simplu că e vorba frumoasă de spus, dar chiar oaie are. Pe timpul Plahotniuc, storn laptele peste ministrul lui, omul lui, care pe urmă a fost făcut și guvernator al Băncii Naționale. Care până mai l-a ținut în funcție, căstate. Până mai l-a ținut în funcție. Da. Hai, omul femeiului. Eu propun nici să nu ne băgăm în chestia asta, pentru că multe lucruri interesante omul a făcut. Ce ține de sistemul bancar, dar lăsăm asta cu totul alt subiect. Deci, pe atunci, să faci asta, trebuie să dai dovadă de mult curaj.
Ai fost reținut, eu țin minte, vreo 10 zile... Am stat în subsol în penitenciar numărul 13, la pușcării. Tu ai fost condamnat pe urmă. Acum până în ziua de azi condamnat pe un an de zile de suspendare, a 8-le ani mă judec. Eu am fost și mandatul de primar condamnat. Practic nu mai fost de ești primar condamnat. Unde s-a aflat, la apel sau la ce se... Am mai la apel. Am fost la apel odată. Deci, omul care a primit un an condiționat, un an cu suspendarea, pe timpul Plahotniuc, care a avut de suferit, care a protestat, eu te țin minte, lumea te țin minte, tu umblai cu acele vagoane cu stop genocid, stop genocid și așa mai departe. Tu ai luptat. Bine, mulți au luptat, dar tu ai luptat, hai să recunoaștem. Dar cum tu stai și te uiți? Tot vorbești despre Iralov, tot vorbești despre Plahotniuc, vorbești despre, cum tu spui, noile conserve ale lui Plahotniuc din politică moldovenească. Dar nimic nu s-a schimbat. Tu cum te simți? S-au schimbat procentele numai, știi, cum în business, când e fondator cu 50%, când cu 30%. Pe tot dânsul politica asta nu... Pe celălalt, ce ne-abidnă? Pe lângă teta asta, nini, cum să zice, pe celovecii, eu pur și simplu să agarcion faptul că înțelegi că eu tot sunt președinte de o formațiune politică care am aspirația că să ajung la putere. Și când înțelegi că ești cu saci cu bani și cu influență foarte mare, începând femeie, ambasade și așa mai departe, înțelegi că în țara asta nu știu dacă să mai fie șansă ca să conduc țara moldovan. E ca nici n-ar zice de comuniști. Pentru mine Voronin, mă zici, Voronin, eu înțeleg că ăsta a fost un moldovan care a condus cu țara asta. Dar restul, înțelegeți, când te gândești alții, Maia Sandu. Eu zilele trecute citeam într-un Telegram canal, nu mă țin minte care, că președintele Kirghiziei, Kirghistanului, Kirghistan, da? Eu cer scuze, nu știu cum românește, cum e corect românește, eu cer scuze. A trimis o scrisoare pe numele domnului Blinken, ca răspuns la scrisoarea domnului Blinken, care și-a arătat nemulțumire privind legea ONG-urilor pe care ei vor să adopte în Kirghizia. Și președintele Kirghiziei a răspuns, a spus că dar nu ne pare că ceea ce faceți acum dumneavoastră, asta este implicarea în treburile interne ale Kirghiziei. Eu cum nu mă bag, spun, e corect, nu e corect, ce e cu legea ce e, pentru că noi am văzut că asemenea lege s-a încercat să fie adoptată și în Georgia și au fost pornite proteste. Unii spun că legea a fost făcută copy-paste din legislația rusească, alții spun că din potrivă copy-paste din legislația americană. De ce unul se poate, altul nu se poate? Eu cum nu mă bag în aceste detalii. Însăși faptul că președintele unui stat, micuț, cu pe cap de locuitor, etașa, și-a permis să trimită înapoi scrisoarea lui Blinken și să spună că, de fapt, dumneavoastră, vă implicați în treburile interne ale țării, este așa mă gândesc. Dar când ultima dată la noi vrem președinte, și asta nu se referă doar la actual, și-a permis să spună că vă implicați. Eu zic lui Putin, Voronin, băi, dar Voronin a spus asta pentru că în ajun a intrat la el ambasadorul Americii. Asta și e problema. Mie îmi pare că la noi permanent. Ba un ambasador, ba alt ambasador între la tine. Asta și e problema. După părerea mea, după toți care au fost, Voronin s-a permis să zic și la femeie, că, băi, eu înțeleg că voi vreți să ne ajutați și ne dați bani. Dar asta, dacă voi vreți să ne dați bani, asta nu înseamnă că trebuie să ne dictați și legi să facem noi. La femeie. Fix așa și la ruși. Eu înțeleg, voi vreți planul ăsta cozac, de mulți murează acolo, dar n-ați prânească, cu toate că Putin s-a pornit înspre dânsă. Alții eu nu cunosc, așa care îți zic concret, franc, ori la ruși, ori la americani. Băi, eu nu-ți băgat erou frumos nasul, în treburile mele interne, eu aici stăpân și moldovanul e stăpân. Nimeni nu spune asta cu voce tare, dar cât-o plătit, tot îi guleaie devușcă, cum s-ar spune. Nu, las-o facă. Asta înseamnă că e soarta partidilor lor. Eu am spus, știi, eu când am ajuns președinte la formațiunea mea politică, în primul rând deodată am spus la băieți, uitați, e că în politică sunt foarte multe greșeli, poți să le faci. Dar cel mai important, principial pentru mine, asta noi să nu știm dirijați ori de FSB,
Ордиция. Короче. Да урком в Распоне. Да урком в Распоне, который дирижат дичинева. Ну, диспус и муна. Политика аста де аруncat гуной, аша, știi cum, глот, ситуация ушор. Да довезь. Довезь. Нас фи, да, как тот тем, кто я уж тюк, нас ком укрез. Андрей, скузамо, дар это часто на евитате по минимуму мира, то парка, вай, экспириенс, шай, ништя, ништя, еш моя вырза, дикат меня. Стой. Там тут че троим он зьо, он каре, чинь вам, айр не войди до вес. Ну да, в принципе, где дискуссия. Ай, рецель де социализаре, ай о фабрикуце де тролль, ай кативо телевизионь. Ай кайцева эксперт, дака ну платить директ, дар саларии лесун платить дин сурси, пекари тули поц инфлуенца, спунын к эстера се платит дедат, эстера ну се платит дедат, эштер с айноштри, эштер ну с айноштри, шашам иди парит. Шета астфел, ту инфлуенца злокрули, шета поц крия, инсу читатя, штихум, ту поц крия спиритурь, ту поц крия душманей нациуней, ты можешь дикта прин студиор телевизате, ты можешь интокми листеле душманилор попорулу ин студиор телевизате. Ши нимень, ну ва верифика, и дреб са ну и дреб. Нимануй ну и требуй. Пур ши симпл пентру ка аша спус а, дар бе а конфирма, да пирма аста фост официализат принтру сурсы де лор май аша май легитима, да дупа аста аста дежа фост комментат де домна președинте, да пирма аста фост комментат де, ну шту, врин консилер, ката! Eu de acord cu tine, Natalia, eu de acord cu tine. Eu pur și simplu ți-am răspuns ție la faptul celălalt că ai zis că știi, nu ești uimit, nu ești super fapt. Nu, eu te-am întrebat cum tu te simți. Pe mine mă enervează una, de exemplu, eu am vorbit de Vania atâta, Vania. Vania și face mă când vede că pasul, tipa pasul al atac. Dar e acolo dirijat, atât e concertat, să faci frumos, că tipa e tare luptă, că Vania să-i mai crească mai tare ratingul. Și opoziționerul, e șocat că opoziționerul numărul 1 era Șor. Типа кушор с оламурит оляк, кто оляк, ло мы стопадим протесты, ее скос партидили, лёс, а мы еще не пчин зал кряска, мы птерник, еще бы пацан. Ваня, хай Ваня, по-любому только ноя сваш коалит. А мы Ваня еще фаш. Ну, пари рок, он пришел день партиди, партид, когда видишь, вай ирегаритет, еще фаш. Ну, сдуши дат на прокуратуру генерала, сау сфак, еще вас, депуи, унде ва досар. И он говорит, ну, а я вам скрис, ла тоц амбассадори, ла тоть амбассадили, шне жалы. Да ши не с амбассадори, ши стежелы ту ладыншей. А, замки стопыни, цара. Ну, а стоит ты психология вассалилор. Наталья, цар распон. Психология не вассалилор. Да, я цар распон здесь. И ветка стопы. Ну, ты ла орган компетент, который пати с диски, с дентентез до сар, ка сипу и ла рекварся. Ши ти дой, что ла амбассадор ши тяжело. Ши не ела ей шан цар аст. Ела и дипломат. Ну, с лукрия с факт. Ши, что эти партии практик? Ши фак. Но я скрим, ну, мой декет ла амбассадор. Но я, который скрим, ну, мой декет, я раз не жалуем. Я ка аст проблема. По меня сам оляка мы дуары. Да так пиной, по меню молдован, мы кондуши. Диферитцы, депинал, ты церка, я не шу, не штиву, кум и тя, макарь, с кем бы фамилии, шаша мои пары, диферитцы, амбассадор. Я ка аст еще и мой маре проблема в цара ностра. Ка Молдова ну и кондусы де молдовери. Дай кондусы де алти стати. Când ne jucăm cu rușii, când ne jucăm cu europeni, când rușii și cu americani, bă, dau mâna și cu europeni, hai să scăbăm de plăhătniu, când dăm pe urmă iară, azi coaliția care? Dacă cândva era coaliția, Revoluția Ambasadorilor, și o scăpa de plăhătniu, azi care o vezi coaliția dacă nu de pas cu plăhieș, iarăși? Plăhieș pe stat locul rulit, oamenii nu lucrează, unii vrei și nu mă lăvane la primărie. Până muia pe lupul o ținut la curtea de conturi, îți dai seama, uite și hohmă, Natalia, mă scuz. Pasul a ajuns la putere și ei cheltuie toți banii din buget de stat. Și eu permis până muia cu omul lui Plahiș să controleze cum îi cheltuie bani. Corect sau incorrect? Curtea de conturi. Corect. Despre ce noi vorbim? Eu am pus această întrebare. Despre ce noi vorbim? Nu, singură dată. Despre armașul care a turnat lapte. Până muia l-a ținut în funcție. Deci ce? Nu cumva FMI-ul, eu zic așa că trebuie să faci. Скотис бани, дин, молдовени уника у вас шанс. Да, бенемеш и курта де контру ерау принтра институтели каптурати, енумарати, начать декларация парламенту у привин каптурари статовы. Ну, плохие же лаптери кумая, к американе, к европейне. Аста он суди... Он суди ши, да ряры, ахай ряасы у тем. Уйте, филком ты ворбеш, повестеш, что стасуну фарт интересант, дар аста есть он суди популизм. Посибо. А кушат спун диче? Да реалитатя как? А кушат спун диче? Ну, ну-ка, я наш вряд скрет, а нас цесан. Ну-ка, я ну вед довез челор экспусе де Катеритине. Потеш вед. Дар, арком, штеком, спиритул мео,
mă obligă, macaron pix, să nu fiu de acord. Vezi, și ăștia actuale, când erau în opoziție, spuneau despre capturare, hoți, bandiți, nu știu ce. Au venit la putere. Multe n-au făcut. Iată cum tu spui. Mulți oameni de la Plahotniuc au rămas în structurile procuraturii, sistem. Tot ce încearcă să ne prezinte nouă ca o reformă justiției, hai te rog, noi am dedicat un podcast aparte acestui subiect. Eu cred că toată lumea care are ochi vede ce se întâmplă și care are urechi aude ce se întâmplă. Asta probabil a rămas poveste doar pentru ei, pentru cei din pastor, nici măcar nu toți susținătorii PAS deja cred în succesul acestei reforme. Când ești în opoziție, asta este un fel de a spune că ți-s răi, ăștia s-a lui Plahotniuc. Dar poate pur și simplu când ajungi la putere, eu încerc să mă pun în locul lor. Tu îți dai seama că nu ai cu cine altcineva să lucrezi, pentru că tot sistemul nu-i făcut, nu-s chiar toți făcuți de Plahotniuc. Nu, da, au fost și pe timpul lui Plahotniuc, dar până la Plahotniuc a fost Filat, dar până la Filat a fost Voronin, dar până la Voronin a fost cine a mai fost acolo. Poate de ce și se întâmplă, dar nu-i că e chiar capturat tot. Nu, uite, deși legat de specialiști, da, într-adevăr, la noi în țară e cam o problemă, la noi foarte mulți au plecat din țară. Eu cer scuze, te rog frumos, nu crezi că eu nu cred că statul nu este capturat. Eu chiar cred că el este capturat. Dar eu mă pun în locul celui care este sceptic și se uită acum la această discuție și spune: ei, s-a mai găsit și ăsta, mare politician. Și șută de coniși este tăcoi umnă, cum se răspunde. Convinge-mă pe mine că statul chiar este capturat. Astăzi? Da. Dar cum? Ce să mă conving, Natalia? Tu înțelegi care chestia? Asta nu e așa de ușor de lămurit. Oamenii care vor asta să vadă, ei începă să uită așa în istorie. Și până acum el este capturat țară. Primul pas a fost făcut în 2009. Când l-au trăsnit pe Voronin tot ambasadorii. Și au pus accentul pe Filat. Pe lângă Filat era Plahotniuc. Până acum nu e clar cine pe cine o trăsnit. Părerea mea e cu totul diferită. Asta e important de spus. Despre 7 aprilie 2009. Eu nu am asemenea dovezi. Asta e părerea mea personală, bazată pe ceea ce am văzut, am simțit, inclusiv pe propria mea piele, pentru că am fost și arestat, tot arestat. Cine ai dovezi? Stai, 7 aprilie. Implicat? Plahotniuc de prin 2008 deja avea probleme cu Voronin. Asta știa toată țara. El deja își muta afacerile în Franța, în diferite, în Elveția, așa mai departe. Staful lui cel mai apropiat deja nu era în țară. Pentru că până la Voronin au început să ajungă informația că iată, acest Plahotniuc își permite prea multe. Voronin, cum tu spui, putem orice spune despre el, dar om prost el nu este. Având deja atâta experiență în spate, se părea că el deja a înțeles că pe Plahotniuc trebuie de pocnit. Numai rămânea să câștige alegerile, după asta s-ar fi apucat de el. Plahotniuc, știind asta, a mers, cum se răspunde, în ofensivă. Eu chiar cred că a fost și implicarea lui Plahotniuc în 7 aprilie. Ambasadele toate au fost, toate. Nu, trebuie să mă scuz, dar trebuie să fii idiot ca să nu, cel puțin să nu monitorizezi foarte activ ce se întâmplă când se întâmplă așa ceva într-o țară unde tu ești prezent. Toți oamenii lui Plahotniuc erau implicați în protejarea securității statului și brusc în ziua aceea a dispărut Voronin pe urmă. Mult povestea despre faptul că nu putea timp de câteva ore să dea de oamenii cheie în stat. Eu nu cred că asta a fost întâmplător. Doi, după aceasta, Plahotniuc l-a convins pe Voronin, eu nu știu cum i-a reușit să-l, scuză-mă pentru acest cuvânt, dar chiar să-l răzvedească pe Vladimir Voronin, că iată, noi acum își facem o șmecherie, Marian Lupu se va rupe, opoziția, dar după 7 aprilie trebuie să arătăm oamenilor că creăm opoziția controlabilă, care va fi controlată din noi. Dar pe urmă, iarăși facem coaliție și rămânem la putere. Și ce a făcut Plahotniuc? Cum se spune la moldoveni? Lochi danit. Înțelegi? Eu chiar cred în implicarea lui. De ce? Eu n-aș spune că ambasadorii au fost așa de tare implicați, cât mai mult factor. Dar au ținut parte cu ei, cu gașca asta, cu Filat, cu Plahotniuc, cu
Кățești. Ca să scăpi de comunism, unica țară în Europa care era comunistă. Nu, sorry, dar tu nu poți să ajungi. Câți ani de zile unii okay, făcea acolo, dar tu nu poți. Partidul Social-Democrat da, stai, po- stai, dar tu nu poți să-i, uite, tu nu poți să-i judici pe cei mari că ei au interes în țara noastră. Asta e problema noastră, că nu, 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 noi nu avem interesele. Interesele noastre, înțelegi? Asta e problema, corect. Dar să presupunem, da, după Voronin, încă 10 ani au ținut țara Plăhătniuc cu Filat, cu Gimpu, 2019, da? 10 ani! Eu totuși aș diviza perioada aceea. Eu aș diviza perioada aceea, perioada în care a fost Plăhătniuc, Filat și Gimpu. Bine, Gimpu, totuși, eu... El nu a avut un rol atât de definitiv în acea coaliție, cu toate că el uneori era fie de partea lui Filat, fie de partea lui Plăhătniuc. Prin asta, știi cum. Și până la urmă, că după este 10 ani. Perioada ce era încă cât de cât cea mai bună, până în 2019, pentru că era competiție între ei. Era competiție până în 2019. Și am mai ajungem la ceea ce m-a întrebat pe mine cum se convinc că este uzurpare sau nu. După 2019, ambasadorii au înțeles că dăm și Plăhătniuc, e pericol și e problemă și e negru și așa mai departe și o denigrează pe Maia și cum zice el că nu tăți așa de alb cum vă pare. Și ambasadorii au decis că se unească chiar și cu rușii, cu americani și cu europeni s-au unit să scape de Plăhătniuc și au pus în funcție oamenilor. Andrei, tu da, consideri că asta nu e uzurpare? Nu. Când este dualitate, stai, când deschizi dosară penal de uzurpare a puterii stat și până în ziua de azi pe niciunul nu l-a reținut. Uite că dacă chiar ține este eu spun că uzurparea puterii nu este asta. Uzurparea puterii este ceea ce au făcut ei atunci prin Curtea Constituțională. Uzurparea puterii este multe alte chestii. Uzurparea puterii era controlul asupra procuraturii și așa mai departe. Dar, revenind, dar ție nu-ți pare că tu aici ai o disonanță cognitivă? Pe de o parte, tu îi învinuiești pe toți actuali și foști de faptul că ei nu sunt suverani. Că pe noi ne conduc ambasadorii și așa mai departe. Pe de altă parte, tu dai vină pe ambasadori spunând că ei pe noi ne conduc, reiese că tu pe tine te lipsești de dreptul de a fi subiect în toată povestea asta. Tu ești obiect. Adică eu nu mai tu am ești șans. Obiect, tu nu mai ai șansă. Dar dacă ambasadorii cu mine azi vezi, dar nici nu-mi trebuie. Tu într-un fel, ce eu aud de la tine timp de jumătate de oră este faptul că ambasadorii ne conduc, ei decid în locul nostru și noi nu mai avem ce face. Atât dacă vor decide să o lase pe Maia, Maia va rămâne, vor decide să scape de Maia, vom scăpa de Maia, vor decide una, va fi una, alta, două. Dar unde suntem noi în toată povestea asta? Unde noi suntem? Da. Pe unde suntem noi? Noi știm tare bine unde suntem acum. Nu, în sens că nu reiese că tu, pe de o parte, îi învinuiești de asta, dar pe de altă parte, și tu ai gândire de vasal. Politicienii nici nu au avut nevoie niciodată de părerea moldovenilor. Vreau să te duc aminte unica dată când am auzit eu cuvânt politician au avut nevoie de părerea moldovenilor din toată istoria, care anume din lupta asta, Ana, da? Asta e anume, dacă ții minte, Plăhătniucul a lucrat mult timp și cu FSB-ul, și cu americani, și cu europeni. Până la urmă, când nu înțeles că e găbjă din toate părțile, ultimul jumătate de an, cum a condus el țara? O ieșit și zic, pe mine nu mă mai interesează ambasadori altor țări și interes altor țări. Pe mine mă interesează numai ce vor moldovenii. Așa că veniți la noi cu propuneri și vreți voi, noi să facem pentru moldoveni. Eu răb de fiind că asta am folosit-o și tocmai era congresul, mă ales pe mine președintele la formațiune politică. Am luat 157 de pensionari și ne-am dus la Padeșa, zic, plăhir, și-ai promis tu acolo moldoveni? I-am de la pensionar minim de trai lui decent, tu ai promis minim de existență. Uite, și? Și el, căruci, l-am prins într-o show fișcă, el nu a avut încotro și ne-a răspuns. Și da, mulțumim că aveți grijă de pensionar. Și a ieșit la briefing și eu am decis că noi să ridicăm pensiile cu 10% la pensionari. O, vezi? Atunci unica fișcă asta este implicare. Și-a deschis cu 10% eu decis să mărească numai la cei care aveau pensii mai mult, mai puțin de 1859, tip așa ceva, ori 1589, tip așa ceva. Adică până mă, el numai la urmă, când am văzut că am luat găbjit tăți de tăți părțile ambasadori, tăți îl mănâncă, el știu că e luptă împotriva lui și are sper, dă hai cumva să ridic oameni, să dă la pensionieri. Pentru că am reușit cu alt fișcă, zic, voi dați la copii câte 1800 și ceva de lei pe lună, cum dau la România, el a ieșit rău de o fișcă, zic, lui Serioja Sârb, i-am făcut un proiect de lege, o băgat în prima lectură și o votat. Nu, la toți copiii noștri până la 18 ani, să dăm câte 200 lei. Și nu mai dat. Dar de ce nu dat? Deși am început să dai, de tăi om a scos, a mea care tare îl tirajează pe Ulianovski, este că văd că vor să bage într-însă Ulianovski, dar am arătat copiii lui Ulianovski, prin ei bani, până la 18 ani, indemnizați peste 5.000 de lei pe lună.
De такий дипломат. Що на ній вимо лежі, аж Республіка Молдова, копії дипломатів, при мені сполному спочані демонізація під кріштри копів. Ну, кун копії тейця, у мені салат, мода він понад 3 янь. Шпахішка, ну, вас кіон скос, те, та тя масло, ось байку. Да, серйоз, шплахатнюку і ще до дзілі, що ще тла бреді. Кер так, ну, ми є ж дипломат, це... Так, є ж дипломат, ланої Республіка Молдова. Щоб, ну, президенти, як я сказав, не треба по п'єску, да, на нашу. На нашу фосту міністрі екстерні, коли є амбасадор в Греча, Попов. Що не треба Попов, Копкіну Попов, принеск індемнізацію по новому спочатку. Є леді, скрізь, хто з дипломатів? Є леді, ну що ти у дискурсі скажу, от його Копкіну принеск по новому спочатку. Що каза, да Копкіну дипломату, є студент, а то ж принеш по новому спочатку. Так, і є студент. Що він сказав, що сказав, що не скидішило купити дипломат з дипломат, да, ну, що, ну, що плохотнику фосні ви спромні до того сиділі. Да, пропо, да, коли помінить Петудор Ульяновський, чи прирадість при її каша, і витка інтенс є промувати на тому время. Ну, плохі ж лукряза, плохі ж бага бані, уамні, луї, партиді дверіть аскрігаз. Тот консидер каста є проєкт плохотник? Суді прочені. Це б ж нормально. Да не будеш ти тост. Да, де ще не тата Ульяновський. Ну, кумва, кум... Ульяновський для Куртя Діапел. Ну, Юдінка, ти штів, ну, а там є, ну, є Адіварат. Ей, кум, є Адіварат. Я штів, кому ліга... А если та, а если фіу, лігатур для Куртя Діапел Ульяновський. Юдінка, ти штів, лігатур около Ігалт. Сора Луи Алукрат Лапохотнюк, іра асистента, консилера, лігатур, пачі, ши Чабан, Іван Васильевич Чабан, тот, ну, я Лапохотнюк, дірек, я лігам примирен на Луи Ралов. Пелнаур, мжакал, жокур, я Лаплохіш. Де та шанду садати у фости примар генералу емісіонів на колегу Теоді Брясли дону Георгію Гонцелан пат, що не треба, як діші, їл діші, як ну, от кандидат сла лезер генерал, де це коли, конечно, діжу Карелі пібрат, де, ну, до це ще тоді кандидат, зорка, та тільки може каштигаш, така та шам фости, йому облігацію має бачити. Пі мені ультимі лі три дзилі, вернушка. Де ти йому, мама, от, му, цим тим, паперду куди? Що я з Пскову реку, примар генерал, я могу нас ще жукарі каді пібрат. Я до камінь такий, то то фош, ну нема жукарі каді пібрат, у фоском вас очалішли, раз, звездочка каді пібрат, ви брадули. Да я могу нас ще в моїй партії жукарі каді пібрат, дік попушал плохіше, шака рисажаче, ще в реку мій. А шак, Наталя, я сам то у суд прочинить комінська, узурпари по нанзводі аста з'єсть. І все фіктуазе конкрет, а ну мені ще ми мари перері, спон, к амбасадорі кяр дам на глеск. Дар ну проблема амбасадорілор. Проблема к полічені ноштрі са вин. Енцелеш? Ну і проблема амбасадорілор. А стіше проблема? Проблема ну кі амбасадор. Так ту вести він сплаче рублі. То атестателя у інтересу лілор. Коре? Аша афост де лунгул історії. Toate statele mari au interese extrem de mari. Da. Noi, așa, am nimerit să fim în mijlocul tuturor drumurilor și de ce întotdeauna din toate părțile suntem trași, ba într-o parte, ba în alta. E și firesc ei să aibă interes. Problema știi care este? Că noi nu avem forță, putere, demnitate. Spunem, băieți, v-am ascultat, vă mulțumim. Și pe voi v-am ascultat, vă mulțumim, dar iată care este, nu cu ofertă, dar iată care este poziția noastră. Noi vrem asta, 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 aici nu vrem asta, asta. Iată care sunt interesele noastre. Asta, înțelegi cum, care este? Cum vedeți asta că mai asta spune? Uite, pentru că asta, asta e... Deci, aici eu nu văd nicio diferență între, nu știu, Igor Dodon, care era gata să promoveze orice ce venea de la Moscova, care eu cred că n-ar fi negociat în genere niciun punct dacă era vorba despre aderarea adevărată la Uniunea Vamală. Fix cum propune acum Milan Șor. Absolut. Eu nu cred că ceva se va negocia. Cum vor scrie acolo, așa și va fi. Dacă se va ajunge la asta. Sper că nu. Fix așa și aici. Deci, problema este că eu nu văd aici o diferență. Da, pentru mine nu este unul și aceeași. Uniunea Europeană, ea e pentru mine în continuare, este despre valori, despre stat de drept, cu toate că și acolo sunt probleme, dar măcar despre acele probleme se poate deschis de vorbit. Aici nu. Pe mine cel mai tare mă doare, eu înainte naivă credeam că toate problemele vor fi rezolvate dacă vine soluția de acolo. Nimeni nu mai vine cu soluția de acolo. Nimeni nu mai are interes să vină și rezolve problemele noastre. Cu cât mai păcătoși și sărântoși noi vom fi, cu atât mai ușor va fi cu noi de condus și de manipulat. Iată, în momentul în care noi vom deveni o țară care va avea PIB pe cap de locuitor comparativ cu țările
Uie, în momentul în care noi vom avea, scuză-mă, dar dacă noi am fi avut astăzi salariul mediu pe economie, 3.000 de euro, tu crezi că așa de repede surpea conducerea în UE? Ei pur și simplu asta vând fix ca idee despre comunism. Iată, acum e rău, va fi bine dacă ne eurointegrăm. Eu nu înțeleg de ce nu se ridică salariile sau pensiile până vom ajunge noi acolo. Ce, până 2030 nu există soluție, nu există economie, nu poate exista dincolo de Uniunea Europeană. Ea există și așa. De ce nu, noi nu lucrăm asupra acestei economii? Dar asta, știi, bube care mă dor veșnic. Revenim. Tu ești politician. Apropo, noi în cazul tău am făcut o excepție extraordinară. Până acum niciun politician n-a participat la acest podcast, chiar dacă el se numește podcast politic. Mm-hmm. Ideea mea de bază a fost că aici, în online, în acest spațiu liber, noi vrem să discutăm cu oamenii din afara politicului, care cel puțin nu sunt implicați deschis în politic, pentru că, nu știu cum tu, eu am obosit de unii și aceiași. Mm-hmm. Vin, tu deja știi ce vor spune. Cu tot respectul, unii dintre ei fac lucruri destul de ok, dar oricum tu deja știi ce vă spune acest om. O spune în fiecare zi dacă e invitat la fiecare post de televiziune. Aici noi am decis să discutăm cu oamenii care sunt activi și cărora le pasă. Și te-am invitat, chiar dacă ești politician. Eu aș spune că în primul rând, tu în primul rând pentru mine ești activist civic. Hai să vorbim despre un lucru care n-are cum să nu te întrebi orice om care te urmărește acum. Repet, если ты такой умный, почему ты такой бедный? Ценска, dacă ești așa de bun, de ce nu te-a votat Condrița a doua oară? Asta e foarte interesantă întrebare. Tu ai luat 44% și a câștigat candidatul pe LDME cu 51% sau cu câte? 52%? Da, ceva așa. Dar asta și chestia, că asta nu era numai candidatul pe LDME-ului. El era în primul rând omul lui Șor. Șor? Da. Eu sunt șocat de filat îmblă și bol măjește acolo, nu știu, dar ei lucrează mai departe cu oameni între dânși. Mai pe scurt, omul ușor, el e viceprimar, a fost viceprimar la Taraclie, până în ziua de azi prin niște diferite chestii, premii, salarii sau și mai, știți cum ușor, dacă chiar și el mai de la în partea scrie, așa că din partea pe de meu primar la Conță, nu e o problemă, că iau partii, au alte partii de infiltrat sau oameni diferit. Mai mult că atât acolo s-au implicat și pe Deu, adică Ivan Vasile Șceban s-a implicat să scăpi tot de mine acolo la Conță, adică eu cu adunările cu Ivan Vasile și care le avem eu tot timpul îi spunem în lop. Tare nu-i plăcea de mine când câteodată eu pot spune. E ca așa cum am spus lui Maia Sandu, pot să zic așa. Mă scurt, toate partidele, mă uite care chestie, tu m-ai întrebat de ce am pierdut. Uite, eu credeam că primăriile nu-i nimic practic politic acolo. Eu vă de la botanic. Botanist. Eu вообще nu avem treabă cu Condrița. După ce m-a ales președintele la formațiune politică, eu am zis, băi, de vorbit tăță zbun. Eu am găsit la băieți, la echipă, găsiți-ne cei mai sărac sat. Cel mai sărac sat după buget din Chișinău. Și nu am găsit, ia ca Condrița, domn președinte. Condrița. Cu eu mă uit 1.400.000 de lei pe an buget la tăță sat. Îți dai 1.470.000 de lei. Asta e вообще cel mai sărac. Dar eu special zic, găsiți-ne cel mai sărac. O găsit Conță. Eu de Conță niște aș știut. Dar câți oameni trăiesc acolo? Pe documente sunt 700. Dar real, dacă sunt vreo 300-400. Asta nu s-o cutim vilile, că mulți au vile, dar vilile nu sunt în Travelan și nu au vieți de reședin. Și zic, băi, proiectul nostru politic, de să vedem, să demonstrăm că s-a de făcut, nu numai de povestit, dar de făcut. Și-am luat satul ăsta. Cel mai sărac. Unii am demonstrat că s-a de făcut, unii am dat început a dat 13-a pensie, unii am dat, mai scurt, proiecte pentru copii, diferite. 200 de lei și care au promis Plăhătiuc și nu au dat până la 18 ani. Eu am și putut da copiii din Conță până la 18 ani 200 de lei pe lună. Dar din bani, din buget local. Dar am avut și foști primari, au mai vândut niște terenuri de astea care au fost, acolo au fost 8 bază de odihnă. Care le-au vândut, au rămas numai una. Și mai erau bani acolo, da? Dar bani și legat în infrastructură, scutem bani din proiecte municipale. Și legat grădiniță, beton și așa mai departe. Dar cel mai important era apa. Eu când pe mine m-a ales un om străin din sat și zic că, băi, tu nu ești din sat. Noi te-am văzut la televizor cu lapte, luna alta. Băi, noi îți dăm o șansă. Te facem primar. Numai una te rugăm. Fă-ne apă. 30 de ani nu au avut apeduct.
nici un grant nu avea nimic cu picător de apă. Ei n-avea opeduc, Chișinău, dar n-avea opeduc, îți dai seama. Eu în 2 ani de zile ceva am început și am făcut în data. În Condrița există opeduc. Și atunci de ce oamenii nu te-au votat? Fișca, ascultă fișca. Amuia, satul e mic. Votează 300 de oameni la vot. Pelidemieu este care cu l-a luat pe este de la fostul primar, fost primar 2 mandate, după ce a pierdut, s-a dus la Așor, la viceprimar, la Taraclie. Ei l-au chemat înapoi ăștia, consilieri. Eu am crezut că în sate nu există politică, nu taș. Ai făcut apeduct, ai făcut, dai la copii, eu dădem 200 de lei pe lună la copil, că, de exemplu, mama avea 3 copii și real eu știu care, 3 copii, eu îi dădem în fiecare lună 600 de lei, în fiecare lună, toți cu 3 copii până la în fiecare lună. Dar eu luat 500 de lei odată să-l voteze pe ei. 500 de lei, dar adică, s-au dat bani. S-au mai pus oameni la propiescă. E că, real, spun, Filat l-a pus pe virișorul lui direct. Artur Filat era pus la propiescă, la nănașa lui... Tu ești gata să răspunzi pe da, dar eu am, ne-a venit la primă, cât eram primar, ne-a venit, nu, tot timpul vine de la Agenția Servicii Publice, ne-a venit informația. Cetățeanul ăsta s-a scos la viză de reședință acolo și s-a pus pe teritoriul Condriței. Mi-a venit că mă uit Artur Filat, s-a pus că mă uit la și casă, mă uit, dar asta e casa nănașului primarului. Au pus oameni la propriescă. Și o s-a cotit, când în considerați că satul e foarte mic, e ca la diferența de 25 de voturi. Eu am avut 120 ceva de voturi, este avut 150. E ca la 25 de voturi, ani abigrali. Și s-a unități. Îmi pare rău, dar să o spun, dar așa și este. Și Lurinat, oamenii Lurinat, care era consilier, consilier municipal pe listă, ascultă, nu dar. Care era pe listă principal, consilier municipal din partea la partidul nostru, apoi eu am fotografii direct de la Pelidemie, că spune că ei secretară organizației teritoriale Condrița, s-a unit tot împotriva mea. Pentru ce toate partidele s-au unit ca să scăpe de mine? Știi de ce? Apoi, întrebare, de ce? Pentru ce să se unească toate partidele ca împotriva, să scape, ca să scape de tine într-o Condriță cu 300 de locuitori? Corect, trebuie două acolo pe loc. De pentru ce? Deodată i-am scos, am început să scoate tot terenurile care le-au furat. Scoase gardurile care le-au îngrădit ilegal terenuri, dar în Condrița sunt terenurile destul de bune, credem. Și sunt frumoase pitorie și mulți vor acolo să iei și s-au căpărat, dacă Plahotniuc s-au cumpărat acolo, nu de mult, prin portmoneu este lui Ceslav Ciuhri, prin firma asta Regata Imobiliară, au cumpărat una din cele mai serioase bază de odihnă, cum este fost o bază de odihnă, constructorul, care era cândva lui Schelling. Până la urmă el a luat și pe celălalt. Știi că lui Schelling mult și el a luat. Vreau și partidul să-l iei. Apoi îți dai seama, acolo mulți au luat terenuri. E că eu am început a veni în Condrița, am început a tăți care au furat tăți, am început a le scoate. Procuratura generală, chestii, se dă înapoi pământul, anulat, decizia Consiliului. Și ăștia când văd, băi, nebunul ăsta, îți bat joc de noi. Și jumătate de ani, încet, încet, planomernă, au pus la propriescă, verișori de la Filat, la altul, oameni străini, au mai pus, s-au gătit vă jumătate de ani, s-au unit aici partidele, spun aici partidele. Și pe D, și test, dacă spun de la oameni, eu am rămas și mai tare, eu și mai tare, zic, băi, Renata, uite, oamenii tăi care tu, la tine, Renata, nu, eu am rămas șocat. Cum nu mai dacă uite fotografie și de la Pelidemie? Ei fotografii de la Pelidemie, că ea că omul ăsta, Aliona asta ta, care la tine pe Consiliul Municipal, ea că ei la Pelidemie e secretară organizației teritoriale de Condrița. Căruci, mai pe scurt, s-au unit pentru că au avut nevoie să scăpe de mine. Și în felul ăsta, cu câteva voturi, m-a dat la o parte. Cum nu m-am scos de acolo, cum nu m-am scos, deodată a început combinația. Primarul ăsta nou, care a fost cam ea, deodată a cumpărat mașina nouă, am început să faci combinații cu drugul lui, care a fost nu de mult la munte. Ilegal, eu m-am dat acolo, vreau să-i dai 100.000 de lei de dat în mașină, 10.000 de lei pentru pretinse consultări juridice, dar încă nici nu au făcut. Prostul s-a început combinații mai departe. Și condrițenienii, dar mă, să aștepte mult timp alții. Și așa mai departe. Dar eu sunt bucuros, măcar nu tași, că am făcut ce și-am promis. Pe de parte, eu înțeleg și am pierdut, dar din altă parte, în parte, înțeleg și am câștigat. Eu, în primul rând, am câștigat timp. Să mă ocup. Eu, cât am fost primar, Nataș, ticucica asta așa vine, că roci m-a luat, eu nu m-am ocupat deloc cu partidul. Eu nu m-am ocupat cu afaceri. Eu nu m-am ocupat cu nică, вообще. Numai primăria Condrița. Uite, dar это acum pe tine te întreabă în calitate de fost deja primar al Condriței. Это в зиу де аз. Un primar, el poate să stea drept și să nu se culce fie sub putere, fie sub cei care
Chiar vin cu bani, cu investiții? Deci, e posibil? Наташа. Реалист, вурбин. Я не знаю, дока ты знаешь по тоц новую судьи примар, но кредка отсавут чего ивенименти, ла каре отсавут посибилитатя с коммуникац, выведец, ну что, пикыцей кунаш. Наташа, это спуним, это под цену дай нумя. Дар е посибил лаора актуала стяй дрепт с нути кулч. Нич су путере, а ша его кум вурбес, ну контяза и пасла путере, сау и пидела путере, сау алчинивайла путере. Сау субчей каревин кубань. Jom demonstrat că e posibil, numai că până la urmă, dacă faci așa, absolvenesc cătăți împotriva și te dau într-o parte din sistem. Dar eu am demonstrat că e posibil. Pe mine mă sunau alți primari și zice, băi, eu șoc de tine, cum tu lucrezi fără Consiliul Local, ai făcut grădinița asta. Dacă după lege trebuie numai decât Consiliul Local să voteze, să fac. Eu am găsit că e cum să o fac. Legale. Eu mi-au scris la CNA, un evrei, eu legal, au venit deputați de la PAS, că ce-ai făcut, n-ai avut drept. S-au unit, dar acolo am avut și eu de la PAS, s-au unit împotriva. E posibil, numai că primarii astăzi sunt într-o așa o capcană. El, folos că tu ești primar, dacă tu nu poți decide și să faci. Consilieri locali, care unii din trânși nici nu pot scrie. Studii trebuie numai primar, am eu schimbat. Studii, că trebuie numai decât, obligat. Dar până mâine nu trebuie asta. Consilieri locali sunt care nu pot scrie. Și el decide și să facă primarul. La noi e ca așa un sistem politic. La noi, la mine în Condrița erau 6 partide politice în Consiliul Local. Deci tu susții de reforme administrative, consiliile raionale să fie în genere... să nu mai fie, să fie lichidate. Dar eu, în primul rând, știți, Natalia, cu și legat cu reformele astea, așa de satul. Nu, asta e cea mai mare problemă, măia. Nu trebuie să facem bani. Cea mai mare problemă, că noi până mâine să spui să-i rubli. Tăci poate combinați. Cum face plahiș, fix așa mâine face spânul, mâia, sandul, tătă brigada asta. Dacă a ajuns la... Da, aici nouă ne spun că raportează, că dăm pensia, asta, salariul mediu pe economie a ajuns la 13.700 de lei. Dar folos cât inflația, cât odată la inflația la pensionieri și pensia mă. Кстати, atunci când am fost invitat mine la emisiune și am spus că au fost foarte multe vizualizări atunci când am dat și am spus că pensia minimum trece 4.185 lei. Ia că cât timp a trecut de atunci? Parcă nu mult, așa? Dar astăzi deja, conform inflației, conform calculilor, pensia minimum traiului decent astăzi, conform la Cartea Europeană a Drepturilor Omului, dar noi suntem membri, e 60% din salariul mediu pe economie. Așa că toți pensionerii în ziua de astăzi, după inflație, care au pensii mai mici de 8.200 de lei, se încalcă dreptul constituțional. Andrei, apoi că și mai mare problemă că noi nu facem bani în țara asta. Reforme. Dar tu, uite, dar tu știi cum de făcut bani? Știu. Cum? În primul rând trebuie de apucat de făcut bani. Statul nu trebuie personal să implice în afaceri. Dar statul trebuie să-i pună la respect pe toți burduhoșii ăștia care au milioane și nu plătesc impozite. În primul rând. Dacă unul, o întreprindere mică, nu mai începe a face un business, o afacere, dar aici este tot în același domeniu un burduhoș care ține monopol sau o ținut mulți ani de zile. Apoi vrei să spun, majoritatea nu plătesc impozite. Majoritatea. Uite, asta tot e un fel de populism, cum să spui. Nu care e populism, Natalia? Hai așa, e pe timpul... Nu, dar fac banii în țară? Uite, pe timpul statului capturat, despre care și tu și eu am vorbit, pe timpul Plahotniuc, tu știi că rata plății impozitelor a crescut foarte tare, pentru că la un moment dat Plahotniuc a înțeles că trebuie de umplut caznaua. Atunci au început să meargă la tot și cam pe toți iau un duet și iau un pus să plătească. Și au început oamenii să plătească impozite. Problema nu e în faptul, știi, eu voi începe de la altceva. De ce eu te-am întrebat cum de făcut bani? Pentru că mie îmi pare că asta este problema crucială. Tu, de fapt, ai atins un subiect extrem de dureros. Eu recunosc, eu deja mi-am turnat cenușă pe cap, o mai fac ori de câte ori va fi nevoie. Greșeala mea personală, cea mai importantă, a fost că eu am avut atâtă Nu știu dacă ură, convingerea cu puterea de atunci, Plahotniuc, adică Plahotniuc colectiv, este un pericol pentru noi, încât eu nu aveam timp sau dorință să-mi pun întrebarea, dar cu ce ofertă vin alții. Pentru că dacă acum te uiți înapoi, eu m-am trezit recent să văd că abia acum
La început de an, la sfârșit de an au început lucrările, dar la începutul 2024, guvernul nostru a adoptat planul reformelor economice 2024-2026, dacă nu greșesc. Acest plan a fost elaborat cu susținerea donatorilor, bla, 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 bla. Cel mai interesant lucru că pe unul dintre pagini în acest plan e scris că în baza consultărilor cu Comisia Europeană, noi am ajuns la numitor comun că în acest prim an noi nu prezentăm lista însăși reformelor. Noi acum numai indicatorii macroeconomice le descriem, adică care e situația la moment, temperatura pe cameră. Dar despre reforme vorbim la anul. Eu stau și mă întreb. Abaldei, deci noi am votat un partid, un președinte, care pe atunci nu avea nici măcar plan economic. Ei abia acum, după 3 ani de mandat, au adoptat planul reformelor, fără reforme, fără să ne spună care de fapt sunt reforme. Pentru că noi putem să reformăm justiția. Trebuie, конечно, trebuie. Numai că întreabă pe orice om de afaceri. Cea mai mare problemă că e judecătorul corupt când nu vine în țară. Nu. Cea mai mare problemă este că nu este putere de cumpărare, nu este forță de muncă și nu-s bani în economie. Nu-s bani. Nu n-ai ce, nu n-ai ce vinde, n-ai cu vinde, n-ai cu ce ne produce. Nu-i nimic. Tarifele sunt mult mai scumpe decât au fost acum câțiva ani. Gata, nu mai este în Moldova o țară competitivă cum ea a fost cândva. Cea mai mare problemă este că șor în continuare în Israel și nu în Chișinău. Nu, e absolut un cot, scuză-mă, investitorului de chestia asta. El are nevoie de creștere economică. Și problema este că noi toți așa de tare am luptat contra lui Plahotniuc, pe timpuri am luptat contra lui Voronin, deci eu multe lupte am avut, recunosc. Eu acum îmi promit că eu chiar dacă lupt undeva, de fapt eu mă ocup cu jurnalism critic, așa cum eu cred că trebuie să fie jurnalism, tu mereu trebuie să fii în opoziție cu orice putere, nu contează, puterile se schimbă, două zi ai trecut în opoziție dacă s-a schimbat puterea, pentru că deja ei devin ținta ta. Eu mi-am promis mie că eu niciodată nu voi încerca să mai conving publicul meu cu cine să voteze, dacă, în primul rând, nu-i treaba mea, în al doilea rând, eu voi fi cea care prima vă pune întrebarea. Dar care este oferta ta? Tu cum mai ai de gând să crești economia? Este concret, în gramă, scolică vești. Pentru că votăm pe cineva care va veni în baza populismului, tu, apropo, da, trebuie să recunosc, tu ești populist foarte talentat, iscusit, un fel de, un pic de Jirinovski, un pic de, așa, tu ai un vino încoace, dar eu vreau să știu, tu ai program economic, dar cum tu vei face așa? Așa încât, brusc, Moldova peste 2-3 ani va deveni un stat competitiv în care va fi interesant unei companii internaționale mari să vină pe piața noastră. Наталя, уйти какая ситуация. Ты меня требует, как можешь сфать банч, как и что там сказал, что мы еще подали импозит. Ты так и пынан заводясь, экономия тебя не брала Республики Молдовы, и я прав, что это же проченти. Сейчас не повести снова, как ну май патру дзы, и что я сказал, дар дещи ее спунат. Уйти, уйти, скузам, скузам, я потом вы спуни, акуму обираться, скузам, это стоит диалог, я потом вы спуни, акуму обираться, дар. Faptul că tu îi vei impune să plătească impozite, nu zic că nu trebuie, sigur că trebuie. Dar spun și să fac mai departe cu banii. Asta nu va duce la creștere economică. Dar spun și să fac cu banii. Tu trebuie să stimulezi, așa încât ei câștigă suficient de mult ca să nu se teamă să plătească impozite. Dar spun mai departe care-i scopul și care-i planul. Eu am demonstrat-o la Condrița că eu pot să mă împart cu lumea. Eu am demonstrat la Condrița. Timp de pandemie le-am plătit comunale, i-am dat a 13 pensia, mă, anul ăsta trebuie să prinească, ești de la 80 de ani. De anul 2024, de la 70 de ani în sus, toți pensionarii au 13 pensii. Căroci, pentru cine îmi trebuie asta? Pentru ce eu spun accentul pentru plata impozitor? Scoatem economia tenebră pentru cei ca să dăm la oameni pensiile care conform Constituției, ca să aibă putere de comparare, omul, să-i dai bani, dar în același timp să te gândești, băi, omul dă mare pensie normală. Hai, dăm să susțin agenții economici să crească. Roșii, carni, castraveți, moldovenești, ca să aibă cui vândi. La noi, practic, îți dai seama, la noi, nu e real asta, suntem o țară în conflict, da, măi, a treilea război mondial, uite, cu războiul ăsta. Tu înțelegi cu noi azi real? Dacă cineva vrei să ne lichideze, nu trebuie să mai cheltui diferite rachete de milioane de lei cu Moldova. Prost ai închis granița pe 3-4 jumate de an
Și moldovenii mor de foame, că noi nici patlajele nu avem în Moldova, nici roșii nu cresc. Nu că să mai vorbești de carne, lapte sau altceva. Noi murim de foame. Dar noi securitatea alimentară într-o țară agrară, te zic țară agrară, este la zero. De ce și-am spus? Pe mine mă interesează economia tenebră, ca să ajungă bani în buget, dar, ca Andrei, să dai pensii Andrei, normale, salarii normale. Dar hai, dacă tu ai spus asta, spune-mi și bie. Это часто идея идеалуа дела чей богат, ка им пуне са дэй, ши и три са облигаци дэй, конформ лежи, а са облигаци дэй. Ти душ ла ресторан, фаш о нунта, ел и облигаци дэй бон фискал, да ты дай 10.000 евро, ну сдай. Ал кем пи бот грос ла о нунта, и дай 5.000 евро, ел сдай чек. Я уж декорд кой, уйте, я увряв са фил целяса, уйте. Кем лимузин 2.000 евро ла нунта, сдай чек, ну сдай. Я увряв са фил целяса коррект. Импозители требуй деплатит. Я уж перфект декорд кой тине. Дар кэ. Все. Impunerea plății impozitelor nu este o metodă de stimulare a creșterii economice. Asta e obligațiune, în primul rând. Asta, da, dar tu, uite. Ești îndeplinești obligațiune. Uite, dar tu întotdeauna vii, tu poți să ceri și atunci când creezi condiții în care poți să dai, când oamenii au de unde lua, înțelegi? Impozitele se plătesc de asta. Tu mergi în România, tu nu poți închipui. Eu ți-am minte acum 10 ani, tu vineai liber fără bon fiscal, liber. Acum tu nu-ți poți închipui vreun loc, tu în cea mai mare bortă în munți mergi, în cea mai mare bortă, cea mai ultimă, nu știu, cea mai prăpădită bortă, unicul local cu 3 scaune, 2 mese și nu știu, un chelner și jumătate care tot și-i stăpân și paznic și el îți va bate bon fiscal. Corect. Dar asta nu s-a întâmplat atât așa din pod. Asta s-a întâmplat în paralel cu aderarea României la Uniunea Europeană. Cum spui tu, dohrina bani din Uniunea Europeană au venit, deci peste tot, în toate domeniile, turism, agroturism, orice vrei, orice vrei, chiar au venit mulți bani în România. Eu nu zic bine, rău, acum cineva va spune că cei locali au fost omorâți de transnaționale. Eu acum nu mă bag în tema asta. Dar mai mulți bani pe piață au venit și tu când dai, deci știi cum, masa monetară crește în economie, tu deja și spui oamenilor, băi, tu ai început să câștigi, hai, ai rușinică. Deci tu câștigi, dar tu ai nevoie, de exemplu, de un drum bun ca marfa ta să ajungă la localul tău sau la uzina ta, rapid, cu viteză. Trebuie să construim un drum cu plată. Ca să construim un drum cu plată, avem nevoie de bani. Și banii de unde să luăm? Ori mergem la femei și, cum tu spui, ne închinem. Ori luăm de la tine, din impozite și ca stat putem planifica pe 10 ani înainte. Aici construim anul ăsta, drumul ăsta. Peste 2 ani construim acolo grădiniță și așa mai departe. Asta oricum e nevoie de o gândire strategică. Deci ideea de a lua, de a impune, de a plăti impozite este extrem de bun. De exemplu, eu astăzi, nu este ideea mea, recunosc, știi, iau de la cei care pricep mai bine, în ultimii 2 ani, 3 ani, cel mai mult știi cine a câștigat în Republica Moldova? Dar nimeni nu poate fi comparat cu ei. Știi cine? Care domeniu? Cine? Băncile comerciale. Dar știi de ce? Nu pentru că ei au stimulat să crească economia prin credite, pentru că cum? Băncile, de fapt, în toată lumea, ce fac? Stimulează creșterea economiei prin oferirea creditelor. Vine un ăsta care vrea, ăsta care vrea să crească pătlăjele, are nevoie de o seră. Vine la bancă, spune, băi, îmi dați bani pentru seră, eu în 3 ani vă întorc creditul. Ei creditează guvernul. Da, ei creditează guvernul. Pentru că în orice lume, asta știi cum, business de lenivă. Pentru ce stimulează economia? Când tu poți pur și simplu îți dai sub un procent extraordinar, cât acolo erau? 20-22? Da. Statul obligatoriu îți va întoarce și tu nu mai ai interes să crești economia țării. Pentru că pe tine te interesează doar la sfârșit de an să raportezi profit. Ei au avut supra-profit în ultimii 3 ani. Tu pur și simplu vii și introduci, îmi pare că se numește windfall tax. Asta este o practică mondială. În America s-a făcut, în multe țări s-a făcut. Când tu vii într-un sector al economiei care a avut supracâștiguri, știu cum, nefondate, nu, prost o pală să patalca. Și tu vii la ei, spui, pățani, haideți să fim corecți față de cei care nu au, introducem, nu știu, impozit 90% la supraprofit. Și dacă compari, ei nu vor câștiga mai puțin decât câștigau înainte. Pur și simplu acest supraprofit tu îl iei. Banii ăștia cum vor fi suficienți pentru a indexa, de exemplu, pensiile. Sunt multe chestii. Revenind, pur și simplu de impus să plătească impozite, asta nu este suficient. Tu trebuie să stimulezi. Dar ce trebuie să-l impun, Natalia?
Legi, da, în vigoare, trebuie să plătești toate impozitele, nu trebuie să împumpe nimeni nimic. Agentul economic de la bună credință trebuie să plătească toate impozitele. La noi nu plătesc. Și tu zici că asta nu e cel mai important. Dar cui nevoie, dar eu să mă gândesc, de exemplu, luăm puterea, da, în stat, de exemplu, partidul, formațiunea noastră e putere. Și trebuie să mă gândesc la altceva decât să-i pun la respect pe toți ca să fie concurența loială. Acela care îți vrea să deschidă o fabrică în Moldova și că n-ați vadă că și economie tenebră și ăștia mititei, sute de firme din domeniul dat și nu plătesc impozit, dar el cu o fabrică mare a stăie fiscul numai pe lângă dâns cu postul fiscal și el a plătească atâta impozit, el n-aș fi competitiv. Și acum nevoie eu deodată să nu-i spun de la bun început, băi, dacă vrei să investești în țară, tu să înțelegi, trebuie să plătești atâta impozitul. De atâta și asta e foarte important. E important de făcut ceea ce... E foarte important. De că și eu cunosc foarte mult... Banilor. Da. Dar trebuie să te împarți cu oamenii ca să faci ca oamenii să aibă putere de comparare. Tu ai spus de România. Românii au putere de comparare. De atât economia s-a dezvoltat. De atât că românii au bani. Fix așa. Și la noi trebuie de făcut. Dacă să aibă moldovenii bani, trebuie să le dai pensie conform Constituției. Nu mai puțin de 8.200 lei. Dacă să-i dai azi la un pensionar, nu mai puțin cum scrie în Constituție 8.200 lei, apoi el să aibă bani și de o roșie și el a susții producătorul local, pe urmă trebuie să faci, să susții producătorul local, hai creșteți carne, hai creșteți lapte. Moldovanul principal care are bani, statul trebuie să facă așa ca omul să aibă bani mai departe, tot am trebuie ca stat să-i ajuți pe toți agenții economici să înceapă a crește produse locale. Asta e cel mai important. De la asta trebuie de început. De atât că asta deja este în lege scris că trebuie să plătești TVA, impozit pe venit, și o gata, de la asta trebuie de început. Sigur, dar sigur, mai departe diferite teme, care Andrei, ai spus sigur, tu, sigur, banca, dar asta nu este sfere. Asta nu este suficient. Dar de la asta trebuie de început, de atât că asta deja este lege, care este deja astăzi executorie. Trebuie să știi toți că dacă tu nu bați cecul, și tu înseamnă că furi de la pensionieri și la invalidi. Все, punct. Din cauza că tu nu plătești impozit cu firmulița ta, eu nu, ca stat, nu pot să îndeplinesc obligațiuni față de oameni să le dau pensii la invalidi, la copii, minim de existență, trai de cenți și așa. Să-i fac lor ca ei să aibă bani, ca să aibă puterea de comparare la populație. Asta e cel mai important. Dar pe urmă trebuie de gândit și la diferite de este, cum spui tu. Eu știu și la bănci, nu numai la bancă să plătească. Dar să vedem cum ajuns băncile în mâna europenilor. La BERD, la BEI. Asta alt subiect, dar eu știu cum, eu pur și simplu... A mă vor de și aeroportul. Eu pur și simplu vreau să fiu auzită, sper că eu sunt înțeleasă corect. Eu sunt pentru ca să fie plătit impozitele. Numai că asta nu este suficient, pentru că doar... Clar că în cazul în care tu vii doar cu asta, asta sună ca un populism. Nu, de la asta trebuie început, Natalia, nu bogătani, bogătani, nu știu ce. Știi care e chestia? Bogătanii, chiar dacă nu plătesc și au cash, pe alibă mult cheltuie aici în magazine, îl cheltuie... Cumva banii rămân economie, cum s-ar spune. Nu asta este cel mai grav. Cel mai grav este... Că noi nu avem producere. Nu, bun, noi nu avem, bun, hai prost, bun, că noi investim în producere. A cui nevoie? Sau nu producem servicii, sau nu producem, sau nu producem. Natalia. Nu, Andrei, iarăși, mă repet, nu vreau să sun ca... Tu dacă numai să produci și mai departe n-ați ții control să plătească producătorul impozit, folos că tu ai mai deschis încă 20 de fabrici, dacă ei nu plătesc impozit. La tine când crește economia și încep să apară jucători foarte mari, cum mari, mulți jucători, nu mari, da, anume mulți jucători pe piață, la ei apare interesul comun ca să fie anumite garanții, știi, așa încât eta mâine schimbă puterea, nu vin alții și pe bespredelul încep să împarte piață. Tu ai nevoie de niște instituții, deci așa, asta se numește dezvoltare, dezvoltare instituțională. Când tu ai instituția separată de putere, instituția, justiția, la tine instanțele de judecată sunt independente, așa mai departe. La tine se plătesc impozite, la tine, știi, sunt lucrurile care nu se schimbă, chiar dacă se schimbă puterea. Înțelegi? Va fi în interesul comun. Și uf! Știi, durerea mea, sorry pentru pauza asta, este că noi, eu simt că noi iar ne apropiem de momentul când oamenii vor să schimbe puterea. Nu, asta e în aer. Vor, da. Asta e în aer. Chiar dacă ei pot controla toate televiziunile lor, media lor, dar asta deja e în aer. Problema este că noi, fiecare dată când schimbarea asta se întâmplă, ea se întâmplă așa, încât se-ți pare că хуже не могло быть, оказывается, могло. Și cumva, știi, la noi se întâmplă un fel de involuție.
Și atât eu personal sunt acum în căutarea unui răspuns, cum de făcut așa, încât această schimbare, care e dorită de oameni, asta se simte, ea să nu fie partea a involuției, dar să fie în sfârșit partea a evoluției. Când noi vom discuta, nu ești mâna Moscovei sau ești, nu știu, al cui omul cui, dar cu adevărat oamenii să vină și să combate proiecte pentru țară. Peste vreo 5 ani o să avem demnitate și curaj, spunem oricărui ambasador, vă salutăm că ați venit în țara noastră, ne place că ne respectați cultura, dar nu avem nevoie de creditul dumneavoastră, pentru că la noi deja... Știți, bani avem. Tip? Bani avem. Am știut cum să-i câștigăm. Uh-huh. Pe mine asta mă doare. E posibil așa ceva în Republica Moldova sau nu? E posibil. La noi țara e mică. Foarte puțini oameni sunt în Republica Romană, cu părere de rău. Unica și trebuie de făcut, am spus, poziția mea, unica și trebuie de făcut așa ca oamenii să simtă că vremurile sunt mai bune. Aici tu venit la putere cu și lozincă. Vremuri buni. Deși oamenii s-au dezamăgit și vor altă putere. Dar dacă ești vremurile bune, au demonstrat că vremuri bune acasă au fost numai pentru ei din partidul lor. Dar oamenii au crezut că vremuri bune și blatăți. Înțelegi? Și de fișca constă în aceea că tu ai promis vremuri bune, oamenii ți-au dat și mai văd, băi, așteaptă, vremurile nu sunt mai bune. Dar de ce și am spus că eu accentul trebuie să o pun, numai decât și formațiuni și echipa mea, pe aceea că noi să facem așa ca oamenii să ai putere de cumpărare. Și ne uităm și putem, da, ce și-ai propus tu cu banca și alte, astea sunt alte teme. Deci să ne uităm conform legii azi, cum eu, unde pot să găsesc eu rublea mâi râb să-i dau de luna viitoare, eu trebuie să-i dau, dăm la pensionarul și ala conform Constituției, nu mă dă el în judecat să ajung pe la CEDO. Vă sunt de mii de pensionari să mă dăie să mă condamne la CEDO că e genocid, că el n-are minim de existență. El e supus unui trai care duce la peirea lui. Eu râb de luna viitoare trebuie să-i ridic pensia. Dar de unde? Numai de acolo unde legea îmi permite, dar legea îmi permite, spune clar, că 60% din economie tenebră. M-au apucat de capul la tăți care dau salarii în plic. Când ești atât să începi cercul. Dacă îi dau voie la agent economic să nu plătească impozit, înseamnă că el e bani, nălicică, fără de a introduce în contabilitatea firmei. Înseamnă că el și normal că să aibă nălicică, să-i dea prin plic. Dar dacă pui la respect asta, ajungi bani în buget și acolo găsim. Să dăm și la pensionari și la invalid. Și mai gândești la alte combinații, cum zici tu, cu banca, cu alta, cu agricultură, cu multe alte chestii, corupție. Dar asta e cel mai important, unde văd eu real, că e ca azi e o putere și luna viitoare de unde să începe a-i da lui pensii mai mare. Ia ca ieși ei. Eu n-ați mă pucă mâna că să mă gândesc, dă, să construim fabrici, să facem, și folos ca să construiești fabrici, ca și ala tot ați vadă că ești ala să nu plătesc impozit și ăștia doar să plătească. Dă să începem a face lege și bă lege. Și atunci, a să avem ruble, bani. La prezidențiale te baci? Sau la știi care chestie? Numai decât să participăm la parlamentare și spui de parlamentare, la prezidențiale, să vedem care este situația. Nu e așa de ușor în ziua de azi să participi la prezidențiale. Nu e așa de ușor. Trebuie să recunoști. Că numai dacă să fii deja înregistrat ca candidat în ziua de azi, e mare, cum să spune, greutate. 20.000, 15.000 de semnături în raioane, noi, formațiunea noastră politică nu are în raioane organizații teritoriale pe încă numai în Chișinău. Asta trebuie să fie create în raioane, 18 raioane să fie... E foarte complicat, dar știți cum? Trebuie să lupt mai departe și a să particip acolo unde să am posibilitate. Și ultima, tu ai 42 de ani, da? Mulți ani înainte. Da, mersi. 43. 43, da. Mulți ani înainte. Mersi. Tu de ce n-ai plecat din țară? N-am plecat din țară? Da. Da, de atât că... Eu sunt moldovan, căroși, de asta care așa, cleată, știi? Nu mai trebuie nici cetățenie română. Eu la ruși tot la mine și... Tu n-ai cetățenie română? Și nu mă bat la cap, bă, dă-ți faci moldovan rusească. Dar eu cream că noi cu Gheorghe Gonț am rămas unicii doi moldoveni fără cetățenie românească. Și rusească tot așa, mă bat la cap. Și am dus la ambasadă odată. Vă câțiva ani urmă, la ruși, tipă, acolo câțiva ani, trebuie, tot pierzi câteva luni. Și tipă, am interesat și zice, doctor Naug, pe ocazul prezidentului Rusiei Federației, bez oceri, am băstră îți faci cetățenii. Și zic, băi, șota, băstră, nu vreau, caroce, nici rusească, nici românia, mie îmi place să trăiesc în Moldova, și în Moldova, și unde o să mă duc în mâine în altă țară, și ce să fac eu acolo? Aici, măcar cât de cât, știu ce înseamnă Căneghine, știu ce înseamnă pușcărie, știu ce înseamnă primărie, știu ce înseamnă... Vă, pe tăi știu, la mine acasă, înțeleg?
că mă rădeam cu primar, fost general, toți povestiu că da, zic, bă, eu din pușcării drept în primărie, știi, cu laptele, nu de ricoșe, cu... De apropo, dacă... acum, dacă să întoarcem timpul înapoi, nu deja încheiem discuția, dar tu ai mai face chestia ce cu turnatul laptelui peste armașă? Nu cum, eu să mă repet numai, dar atunci eu am făcut-o din suflet și spun ce înseamnă, în început îi spune de curaj, știi, eu am primit așa un caif de la tata asta. Eu nu m-am așteptat în primul rând că și așa un jackpot și pe mine plăhișa zic să mă închid. Asta a fost jackpot pentru mine, știi? Eu când asta... vezi că ei mă închis, știi, eu zic, băi, dar tu știu, asta e el și prost, și cu dânsul. Dar cum te-au întâlnit cei din Pintinciar? Asta e dosar administrativ. Cum te-au întâlnit cei din Pintinciar? Pintinciar, văpșe, și polițiștii care m-au arestat, știți, băi, mălădeți, pățean. Dar în Pintinciar, văpșe, era jest acolo. Când ne-au adus, cum spunem noi, etapa pe mai mulți, în pușcării, vă șins pe oameni. Și da, mă, acolo se numește șaibă, așa, rotundă la pușcării 13. Și ne dușeau. Ne duceam noi, erau, mergeam și aud de la fereastră, că mujicu, da, eu tășem, tășem, că nu mai înțelege cui se adresează. Lapte, mai ai, dar tot pușcărie, știi? Da, eu zic, nu, dar las că trecem la beton, tot pușcărie, uau, cât îți așteptau că la televiziune arătau vă 3 zile, că eu 3 zile din tâi am șas pe la comisariat, știi? Adică eu am primit o plăcere, că eu am fost susținut. Într-adevăr, moldovenii ne-au susținut acțiune, că eu am făcut-o din suflet și nu mă uitam că plăhiși, neplăhiși. Băi, cum tu așa pui pe schinarea copchilor mei să plătească impozitele? Dar până la urmă... Datorie, nu impozite, datorie. Băi, datorie, îmi cer scuz, datorie de miliarde și zic și în locul plăhiși să plătească copchii mei. Da, și asta, îți spun cestit, am primit... Deci n-ai și schimbat nimic. Nu, eu am făcut-o din suflet, ne gândind că văpșe că așa poate să întâmple. Să spun că pentru mine asta a fost jackpot. Cum adică îi mă închid? Băi, citiți-i, asta e administrativ, asta e amendă, văpșe n-au trebuit să mă rețină. Și eu o să câștig judicata asta până la urmă. Și la CEDO dacă... La tine este un an cu suspendare, da? Da, un an de zile cu suspendare. Din tâi mă închis la penitenciar ca mera presecenie, da? Dar n-am dreptul văpșe să mă rețină. Asta e huliganism simplu. Eu doar n-am pălit pe nimeni. Eu n-am spus că băi, să-ți lichez cu o caldare și să-ți noi acum vedem ce se întâmplă prin Europa, cum fermierii protestează acolo. E mult mai jostcă decât la tine. Mult mai. Nu, și asta e mult mai jostcă, da. Tu mai speri că ceva Moldova poate fi schimbată? Tu știi? E că mă, eu sunt la etapa. Aici, prin legile astea, mă obligă pe mine ca formațiunea mea politică să fie scris deja partid politic. La noi unica, noi scris partid politic, toate sunt. La tine este mișcarea, la mine mișcare social-politic. Constituția permite organizații social-politice sau partide politice. Dar eu așa de tare m-am sturat cu dânsul mă judec, cum și la primărie. Eu m-am judecat și am câștigat cec, eu am dat lor, păneați, voi sunteți niște prostă la voi singur faceți legi. Deci tu te judeci pentru dreptul de a te numi mișcarea. Nu, eu amâia vreau să fac congres, noi lucrăm cu echipa, să facem congres, să schimbăm denumirea. Să nu mai judicăm, să îmblăm, să... Moldova nu mai înțelege, mișcare social-politic sau... În codul electoral scris că partidele politice au dreptul numai să participe la lege și blocul electoral. Nu mai îmblă să pierd timpul cu dânsi așa cum am pierdut la locale. Eu în loc să mă ocup cu Condrița, cu asta, eu am blat pe la judecăți. Eu, dacă sunt sit la Condrița, nici un flyer n-am dat. Nici. Eu am făcut apeduct, ne-am făcut drum, grădiniță, băi, oameni buni, v-am făcut? Vreți votați, mă, nu. Ei, eu preferat care 500 de lei, care combinați cu pus la oameni la propiescă. Fix așa și aici. Eu, mă, nu vreau să pierd timpul. Noi să ne denumim partid politic, denumirea, dar în același timp eu speranța numai decât răsăm, că noi mișcarea, speranță. Tu m-ai întrebat pe mine, ai speranță? Eu am speranță și o știu că spate, real spate, țara e mitică și avem puțini oameni. Prost, amu, e mult mai greu. Că dacă înainte trebuie să-l dai jos pe Salat, sau pe moldovan, pe Lahatniuc, sau pe alt moldovan, nu, amu, trebuie să dai servicii secrete a altor state care au sași cu bani nenumărați. Asta e tare greu. Înainte mi-e ușor să iei putere, că tu lucrai cu alți moldoveni, un alt, dar mă, nu cu moldoveni trebuie să lupți ca să iei putere stat. Mă, trebuie să lupți cu, ți-am spus cu cine, cu servicii secrete a altor state. Cu ambasadorii nu trebuie să lupți, dar trebuie să comuni și să-i dai păneați, băi băieți. Eu cred că cu ambasadorii altfel trebuie să faci. Tu trebuie să iei mai bun decât actuale, așa încât ei sfată în tine potențial. În primul rând trebuie să devii, în primul rând trebuie să devii o formațiune politică cotată, cu rating.
Bine, aici putem să ne aprofundăm. Aici putem să ne aprofundăm. Da, aici ne putem aprofunda în cât de adevărat este democrația afișată pe la televizor, când știi tot pe ei lor invită, pe alții nu invită și multe, multe alte chestii, schimbarea codului electoral, pe 10-30. Și numai asta, diferite combinații. Fiți că plăhiești, dacă spun că după Maia Sandu, după întrevedere cu Maia Sandu, ne-am adus aminte plăhătniuc de și. Cum am făcut o emisiune cu Cavcaliuc și l-am făcut, wow, și oțet pe Cavcaliuc, a doua zi, frați de mie au avut diferite controle la... Frații mei au avut diferite controle la companiile pe care le administrează. Asta atunci pe timpul lui Plăhotniuc? Pe timpul când am avut eu la lege parlamentare cu Cavcaliuc. Da, am avut emisiune, da. Dar mă, și după Maia Sandu, cum am fost la întrevedere și am spus lui Maia Sandu, oi, zic, hei băieți, dar nu cumva voi ați participat tot la uzurpare putere de stat? Deja am informație că deja, da, mă, iar îi filează pe frați cu diferite combinații, așa, să uită, mă, vă par mașini suspecte, înțelegi? Care șed oameni acolo și se uită. Mai scurt, tot aceleași tehnici. Tot aceleași tehnici. Asta au fost câteva zile în urmă. Când am fost la Maia Sandu? Vinerea trecută, da. Eu, da, mă știu, tot mă uit pe urmă. Slavă Domnului, din 2009, președintele Asociației pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției, și eu știu ce înseamnă filare, și am avut și licență de detectiv. Și nu, ca moldovenii nu vreau să-mi dai licență de detectiv. Am făcut pentru o companie care, conform statutului ONU, am avut licență de detectiv. Și eu știu ce înseamnă filare și eu văd că astăzi eu iar încep așa filat. Și nu numai eu, dar și frații mei. Și se ocupă de nimic, i-am găsit pe dâns. Tocmai tot ce facem noi, tot facem legal. De atât, eu spun ce suntem pentru aceea, că companie, eu tot vreau să fac afaceri în Moldova și fac. Dar numai legal, să plătim tot impozitul. Așa că poate fi lezi... Dar cum poți altfel dacă faci politică? Pentru că ești simplu lupă. Poți, Natalia, în țara asta e mai ieftin, te costă să duci odată în lună la fisc. Cum era mită la fisc, așa și este. Cum era mită la vamă, așa și este. Cum... Dar peste tot aceeași sistemă a rămas. Așa că, îți spun cinstit, eu am mari speranțe și sunt sigur că se poate de reușit ca țărișoara noastră, ca moldovenii noștri să trăiască bine. Pe această notă optimistă, eu propun să punem punct cu un mic postscriptum. Dă, Doamne, că măcar de această dată speranțele să nu fie deșarte. Da, Doamne.